Doamnelor, domnilor, fanaticilor, bună dimineața și bine ați venit la Fanatic Superliga. Dacă este vineri și dacă este 10:30, avem Fanatic Superliga în direct și în exclusivitate pe site-ul fanatic.ro. Știți foarte bine, deja cred că sunteți familiarizați, Fanatic Superliga este în direct și în exclusivitate pe site-ul fanatic.ro luni, marți și vineri de la ora 10:30 și uneori chiar și duminica tot de la 10:30, atunci când sâmbătă seara sunt meciuri eveniment, gen, nu știu, un derby, CSB cu CFR Cluj sau partidele echipei naționale de fotbal a României. Pentru cine n-apucă să vadă emisiunea sau poate dor și vrea să o revadă, întotdeauna în ziua în care avem directul și exclusivul de la 10:30 pe fanatic.ro, în aceea zi emisiunea este dată sau redată integral pe rețelele de social media. Deci astăzi puteți urmări sau revede emisiunea de acum de la ora 17:30 de minute pe canalul de YouTube fanatic.ro și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici. Deci asta e, dacă vreți, rețeta, da? La 10:30 dimineața emisiunea o puteți urmări live și în exclusivitate, exclusiv doar pe fanatic.ro. Nu mai căutați dimineața pe Facebook sau pe YouTube pentru că nu este. Da? Trebuie să intrați pe site-ul fanatic.ro ca să urmăriți emisiunea live în direct dimineața. E foarte simplu, ați intrat pe site, s-a deschis o fereastră mare, uriașă, ați dat click pe ea și vedeți show-ul la calitate absolut ireproșabilă, HD și din punct de vedere al sunetului și al imaginii, cum îmi place mie să spun și nu exagerez cu nimic, calitate de Champions League. Deci e mega simplu. Ați intrat pe site, ați văzut fereastra, click și gata. Ați intrat în universul fanatic. Iar în aceea zi, întotdeauna la 17:30 de minute trecute fix, cum ar fi spus Caragiale, emisiunea este redată integral în premieră, mă rog, așa se spune, pentru social media, pe YouTube și pe YouTube fanatic.ro și pagina mea de Facebook Horia Ivanovici. Repet, în acea zi la ora 17:30 de minute. Avem foarte multe lucruri de discutat, deși ar părea că mare lucru n-ar fi. Credeți-mă, sunt multe subiecte și o să vedeți. O emisiune care se respectă, mulțumește întotdeauna celor care o ajută să fie din ce în ce mai puternică și mulțumim sponsorilor. Superbet, sponsorul principal al Fanatic Superliga și sponsorul premium Aqua Carpatica, care ne ajută de aproape 10 luni să fim în mare formă, ne hidratează, să fim în formă și să jucăm până la final și chiar să marcăm, cum s-a mai întâmplat de multe ori și în minutul 93, când nu se mai aștepta nimeni. Deci mulțumim Superbet, mulțumim Aqua Carpatica. Haide să vă spun invitații de astăzi de vineri. Florin Gardoș ne-a lipsit câteva zile, a fost plecat. Mă bucur că este iarăși alături de noi. Salut, Florin, și bine ai venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Vivi Răchită, fără prezentări pompoase, același analist extrem de tăios, dar extrem de corect și care întotdeauna spune lucruri interesante. Mă felicit și acum pentru acest transfer pe care l-am făcut lunile trecute. Salut, Vivi, și bine ai venit! Salut, vin din Republica Ploiești. Da. Cum? Din Republica, da? Din Republica, și noi avem la intrare în Ploiești un indicator care spune că acesta este orașul Caragiale. Ah. Da. Deci vezi, nu m-am înțelegi, da, adică am văzut, curat, da, curat murdar cu anefonică. Exact. Mai știm și noi de Caragiale, săracul cam dispare de prin școli. De Nichita, nu prea știa. M-auzi cam dispare că o să se studieze gheboasă, o să se studieze, da, avem alte treburi. Da, Nichita, când l-am întrebat pe Claudiu dacă îl cunoaște pe Nichita, el o știa pe bătăușa aia. Da, nici nu mă mir. Bun. Și Nichita Stănescu. Al treilea invitat de forță este prietenul meu, cunoscutul, reputatul jurnalist Alin Buzănir, la fel și el, analist la noi aici la Fanatic Superliga. Îi găseți condeiul fermecat, ca să spun așa, pentru că scrie de o viață și parcă scrie din ce în ce mai bine, exact ca vinul, se face din ce în ce mai bun, se face din ce în ce mai așa frizante, așa mai gustos. Îl găsiți pe site-ul Gazetei Sporturilor și bineînțeles îl găsiți la We Love Sport, unde zilele acestea a făcut un interviu excepțional cu Cristiano Bergodi, tehnicianul Rapidului, multe lucruri spuse în premieră de Bergodi despre viața lui și îl găsiți, dacă nu greșesc, pe We Love Sport, da? Interviu, exact, e corect? Exact, salut, exact, Alin, exact. Și bine ai venit! Vezi dimineața, vechi ca vinul, să nu mă cresc. Da, da, ai de ce mai să înțeles. Nu există, da. Felicitări pentru interviu. Mulțumesc. Foarte interesant. E interviu. Și meritul lui Cristiano, e cariera lui de jucător, adică nu l-am întrebat ce a văzut, făcut Rapidul. Dar nu e intrat în actualitate. A jucat actualitatea și e la Fanatic Superliga. Da, bineînțeles. Nu te-ai băgat.
A jucat și el cu Gascoigne, cu Signori, cu, cu unii pe acolo, cu niște amărâți. L-a antrenat Zoff, l-a antrenat Zeman. Da, deci doar cu ăștia? Doar cu... Ei, cine, mai mulți, fraierii ăștia? L-au antrenat Zeman, da, Zoff? Zeman, cine Zoff, pe acolo. Ei, unii, da, unde? A, Zoff ăla care cântă cu gheboasă? Ăla. Ah, ok, ok, ok. Da. Și ai jucat cu, ai jucat cu Gascoigne? Cu Gascoigne, bă, bețivul ăla. Bețivul ăla nenorocită, de la, de s-a întâlnit vine acum, bad pe aici, acum două săptămâni l-a văzut prințul Charles în mulțime. Da, da, și da, spoza, era matol. Da, și era matol. Tu ești Gaza? Așa arăți, aproape că i-a zis așa arăți. Păi da, nu, acum arată bine Gaza, că mi-a zis Bergodică de, de câțiva ani, da, au urmat niște programe de astea, așa, da, și el vezi? Seama. Și el ca Dorinel, că așa a zis Mitică. A zis Mitică luni la profeție, zice, bă, vreți să vă spun de ce, nu antrenor, se compară. De ce e antrenor bun acum Dorinel? Nu mai bea, bă, de 2 ani, știu eu. Nu, nu se compară un, felul în care ei doi beau. Da. Dorin, Gaza era de mult mai mare performanță. Da, ce, ai băut cu ei, cu amândoi? Nu, dar spui prea din suflet. Mă auzi, spui ca un cunoscător. Cu Dorinel cred că am mai ciocnit câte o bere așa. Cu Dorinel am băut și decât un par de vin. Cât un par de vin, o bere, ceva cu Dorinel. A fost Cupa României, oameni buni, nu mai are sens să intrăm în rezultate, le știe, le știe toată lumea. Marea surpriză a fost la Craiova lui Rotaru, Universitatea Craiova, care în minutul 92 de-abia egalat la Tunari. Da? Ca să spun ceva, să plâng de teren. Da. Acum am da, apărut da, cu Tunari da, Olteni pe Gazeta da, Sportului al da, meu. Ei se plâng de teren, dar țaca paca aia de la golul egalizator de acolo unde sunt 17 ricoșeuri din minutul 93 este și al... Și tot datorită terenului, da. De data asta e datorită. Da, da. Deci marea surpriză, bine, era o adevărată bombă dacă îi bătea Tunariul din Liga 3, vă dați seama. Nu, e a doua, dar e pe penultimul loc. Da, e, da. E ca și cum ar, stai, e a doua, da, e ca și cum ar fi a treia. E a treia, am zis e bine, și cum ar fi a treia. Oricum o să fie în a treia. Acolo e echipă de Liga 3. Da, 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 da. Deci o echipă de Liga a doua, dar care de fapt e de Liga a treia, să-ți facă probleme, mă rog, aproape de un rezultat jenant, Craiova în minutul 91 au reușit să egaleze și vai ce supărat e Andrei Ivan, am citit postarea, dar o să discutăm, o luăm încet. Bun, deci am văzut cupa, așa urmează... oameni bune, câtă etapă acum e? Etapa 11-a, da? Că am trecut de o treime, că a fost etapa 10, așa este. Urmează etapa 11-a cu partide interesante, o să le discutăm. Însă o să începem emisiunea de la declarația lui Kipciu după ce se ia Cluj 1-3 în Ghencea, care practic a dat foc fotbalului românesc și, bineînțeles, a înălțat la cote maxime conflictul dintre CSEA și FCSB. Alex Kipciu iritat, supărat, că a fost făcut pe tot parcursul meciului de către galerie, de către Peluza Sud, a fost făcut sclavul lui Gigi Becali, a răbunit la conferința de presă și pur și simplu a măturat cu CSEA Steaua, a măturat cu toți cei care o susțin, o reacție explozivă, ăsta este cuvântul, care a făcut înconjurul presei și care, bineînțeles, nu poate fi ignorată. Hai să vedem ce a spus Kipciu mai dezlănțuit la conferință decât pe teren, declarații tare ale lui Kipciu, unele chiar amuzante, însă care au produs valuri foarte mari și reacții pe măsură. Doamne, ferești, păi și aia, că aici Steaua, am luat o razna asta, am băgat piciorul, dacă nu, hați aici gura asta. Să, dacă eram copil, nu mai țineam cu Steaua. Dacă asta e Steaua, Doamne, Maica Domnului. Ha? Și cum Steaua, mă, cu echipamentul ăla fake și cu, Doamne, ferește, jucător, Doamne, mă. Bătaie de joc, suntem bătaie de joc, noi, ca țară, oricum. Hai să dăm drum. Păi am jucat la ultimul meci înainte să plece de aici FCSB. Nu știu, 2015, 8 ani, 7 ani, nici nu mai știu, dar sincer, cum vorbeam și cu voi mai devreme, într-adevăr, un stadion fabulos, dar parcă n-are nicio legătură cu, eu știu, ideea pe care aveam despre Steaua când eram mic și mă se pare ceva fantom așa, dar în același timp a spune și că Peluza Sud cumva nu mi-e indiferent, adică la modul am trăit niște momente cu ei, chiar dacă m-am înjurat și m-am făcut sclavul domnului Becali, așa e cum nici mai... Dar nici mă interesează, sincer, dar ei sunt sclavi armate, înseamnă. Eu salut domnul Becali, măcar am câștigat ceva la viața mea. Ei sunt sclavi armate și bine, și noi suntem într-un fel, statului, ca români. Dar nici mă interesează, sincer. Păcat de sistemul asta, că suntem mai frumoasă rău de tot.
Dar în rest, sincer, nu știu, au fost fotbaliști foarte, foarte mari aici. Domnul Pițurcă, domnul Cătuș. Să continui tradiția asta cu șcători și cu echipamentul ăla fake. Asta e părerea ce am simțit eu și n-am nicio frustrare, că n-am jucat, nici nu mă interesează. E prezentul, trecutul, nu te mai... M-am stat, acum am stat la un hotel pe Decebal, pe acolo, mă gândeam de acum 10 ani. Nu mai contează nimic. Trecut, la revedere, e doar ce facem acum și puțin din viitor, clar. Așa asta era ciudat. Ok, Peluza era într-adevăr mare așa, adică au fost mulți din Peluza Sud, dar în rest oameni, să fii 5 oameni, nu știu, și copiii erau, făceau poze cu mine. Înseamnă că e cam dubioasă asta cu Steaua și FCSB, nu pot să o înțeleg. Da, am revenit în direct cu Florin Gardoș, Vivi Răchită și cu Alin Buzărin. Cifra oficială au fost 1743 de spectatori la debutul Stelei împotriva lui Cluj în Cupa României, bineînțeles pe faimosul și noul și superbul stadion Ghecea. Repet, oameni buni, doar 1743 de fani, nu mai vorbesc spectatori, foarte puțin, noroc că au mai venit suporterii din Peluză. Eu vreau doar atâta, să transmit un mesaj public Ministerului Apărării Naționale. Băi, oameni buni, terminați cu bătaia de joc. Terminați odată cu bătaia asta de joc, că nu mai suportă nimeni. Într-o zi chiar o să vă treziți cu oameni în stradă. O să vă treziți cu oameni în stradă, dar nu o să mai puteți la MAPN să oceți la muncă. O să blocheze câteva mii de suporteri frustrați din Peluza Sud, o să vă blocheze intrările pe acolo și o săptămână nu o să mai intrați la muncă și cine știe ce naibii se mai întâmplă, da? Pentru că nu mai suportă nimeni bătaia asta de joc. Hai, hotărâți-vă odată, da? 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 Ori desfințați echipa de fotbal, ardeți-o. Ardeți-o, tată, gata, da? Dați-i foc și cu asta basta, că oricum, scuzați-mă, sunteți penibili, sunteți patetici, efectiv, la ce se întâmplă acolo. Așa. Ori faceți ceva, transformați echipa asta într-un club cu adevărat, pe măsura numelui, pe măsura renumelui, pe măsura iubirii fanilor, da? Pentru că acele câteva mii de suporteri sunt dedicați, sunt fanatici, trup și suflet, pentru această echipă, da? Pentru CSEA Steaua, pentru Steaua, da? Dar terminați odată cu bătaia asta de joc, că nu mai rabdă lumea, nu mai rabdă, sunteți de râs, mă scuzați, adică de la ministru apărării până la ultimul om care lucrează la CSEA și care lucrează, sunteți de râs. Pe cuvântul meu de onoare. Adică ați transformat echipa asta într-un punct de bătaie de joc pentru tot fotbalul românesc. Toată lumea râde. A început lumea să râdă de voi cu tricourile. Nu mai joacă echipa nimic. A ce să mai joace echipa când n-ai niciun obiectiv, da? Așa. Care? Eu nu înțeleg. Să mă iertați, dar eu chiar nu înțeleg ce se întâmplă acolo. Se fură bani? Care e de fapt ideea? De ce MAPN-ul nu lasă echipa asta să se asocieze cu un privat? De ce? Se trag bani? Se sifonează bani de acolo? Da? Trăiesc unii bine? Da? Pe banii noștri, pe banii contribuabilor? Știți cum e? Nu-i verifică nimeni. A venit corpul de control și oricum mare lucru nu s-a întâmplat. Sau care e ideea? Da? Da? Că încep să te gândești. Eu nu cred în teoria asta. Da? Plec de la premiza că oamenii sunt cinstiți și bine intenționați. Că oamenii care conduc CSA-ul sau oamenii de la MAPN care se ocupă de CSA sunt incompetenți, nu o mai spun eu. O arată rezultatele, o arată imaginea, o arată percepția. Dezastroasă. N-aveți nicio șansă. Dezastroasă. Vreți să vă zic ceva? Mai bine dați-vă echipa lui Gigi Becali. Mai bine dați echipa lui Gigi Becali, fusionează și s-a terminat povestea, o să fie o singură stea și gata. Dați-o dacă nu sunteți în stare să faceți nimic cu ea. Da? Sau închideți-o, omorâți-o. Da? Termina, ardeți-o. Nu se poate așa ceva. Deci nu se poate. Deci ajuns să te gândești, bă, ce interese sunt acolo de această echipă frumoasă, da? Da? Că până una alta are brandul Steaua. E Steaua până una. Așa a spus, a hotărât tribunalul. Suporterii au zis nu. Nu, suporterii au zis, da, uitați-vă la Oradea, da? Da, ce a fost la Oradea? Hai să vedem ce s-a întâmplat cu FCSB-ul, care nu e domne, da? Da? Deci uitați imaginile în paralel, da? Da? Uitați-vă puțin la imagine, da? Da? Ce s-a întâmplat la Oradea cu FCSB-ul, care nu e domne continuatoarea, da? Sunt niște impostori ăștia, da? Care joacă și toți fotbaliștii care au jucat în frunte cu Gardoș și cu Răchită, care sunt studioși, niște impostori. Uitați-vă ce nebunie a fost, oameni buni, la Oradea, da? Domne, nebunie totală, da? Și în paralel, uitați-vă cum a arătat stadionul Ghencea, bijuteria aia de stadion la meciul Stelei, da? Conform judecătoriei, e Steaua, da? Respectăm deciziile judecătorești care sunt în vigoare în momentul de față. Așa e normal, trebuie să respectăm legile țării, da? Păi, bă, oameni buni, deci care e Steaua?
Asta, unde e stadionul full, unde au venit orădenii, da? Și unde e nebunie, unde a fost un entuziasm cum nu s-a mai văzut, probabil de ani de zile în fotbalul românesc, lucruri incredibile s-au petrecut acolo, lucruri fabuloase, da? Deci copii care plângeau, se iau autografe de la jucători, oameni care plângeau că nu mai iau bilete, da? Cu Emery Kenney, da? Omul care a câștigat Cupa Campionilor, da? Da? Dar nu e, ăștia nu sunt Steaua. Ok, bine, e în regulă, FCSB. Bun, ok. Bă, dar chiar nu te gândești, chiar de la MAPN, chiar oamenii ăștia care hotărăsc acolo, șefii, Bichir, comandantul de la Steaua, ministrul de la apărare. Bă, chiar așa nu te uiți, nu ți-e rușine puțin? Bă, nu ți-e jenă să te uiți să vezi ce e la Oradea? Da? Nebunia care a fost la Oradea. Ce dragoste, câtă lume la Oradea. Cât entuziasm, da? Pentru echipă care, vezi, Doamne, nu-i Steaua FCSB-ul, da? Încă o dată. Pe suporteri n-ai cum să spun, să-i obligi prin hotărâri judecătorești. Suporterul se duce acolo unde simte el, da? Și vedeți unde s-a dus lumea. Uitați-vă imagini. Imagini unice s-au întâmplat și sunt de la Oradea. Au fost, repet, scene unice. N-ați mai văzut atâta entuziasm. Iar lumea a venit pentru FCSB, da? Da? Pentru FCSB, care nu-i Steaua. Normal, la noi, în România, toate lucrurile sunt așa. Dar să zicem că nu-i Steaua. Da. Iar pe de altă parte, da, vedem imaginile de pe stadionul Ghencea, o rușine, dezolante. Pur și simplu, mi s-a încrâncenat pielea pe mine. Da? Mi s-a încrâncenat pielea pe mine. Da? Da? Și eu cred, și mi-a mai spus părerea că FCSB-ul e Steaua. Asta e părerea mea, dar nu poate nimeni să... Este părerea mea personală și cu asta basta. Dar spunem FCSB și spunem Steaua, cum a hotărât legea. Și încă o dată, nu contează nici ce spun eu, nici ce spune nimeni. Suporterii au hotărât, e clar că au hotărât. Băi, oameni buni de la MAPN, dar serios, noaptea, când stați acasă, nu vă gândiți, bă, chiar ne batem joc de un simbol? Chiar așa am ajuns să râdă chipciu de noi că avem tricouri fake? În halul ăsta s-a ajuns? Bă, în halul ăsta? Adică chiar să transformă o echipă de fotbal unde conform tribunalului au jucat Lăcătuș, au jucat Gabi Balint, Iosif Rotariu, Bioloni, Helmut Ducadam, să o transform în, repet, în ținta ironiilor, a miștourilor, a toată lumea râde de ei, nu mai înseamnă nimic. Numai, pe cuvântul meu de onoare, mai bine nu făceați echipa de fotbal, secția de fotbal. Pe cuvânt, mai bine nu făceați. Hotărâți-vă odată că nu mai suportă lumea atâta bătaie de joc și atâta umilință, da? Hotărâți-o, ardeți-o, închideți-o și gata, terminăm odată povestea dacă nu sunteți în stare și nu sunteți în stare, că sunteți incompetenți, subiect închis. Se vede cu ochiul liber, nu e că o acuz eu. Se vede cu ochiul liber ce se întâmplă de atâția ani. Sau, oameni buni, redați demnitatea măcar suporterilor ăia din Peluza Sud. Nu se mai poate. Da? Ați ajuns, dați în talpan. Da? Da? O să vedeți cu ce dezvoluire o să venim noi despre talpan. Ce pățește talpan la CSA. Deci, singurul care se luptă, da? Care dreptate? Că n-are dreptate, asta hotărăsc instanță. Singurul care se luptă, moare, plânge pentru CSA e talpan. Iar talpan e făcut varză. Varză e făcut. Păi atunci înseamnă că nu se dorește, e clar. Dacă por standardul, da, lui CSA, eu vorbesc la ce muncește omul, da? Așa, care se bate în tribunale, care e vocal, care nu știu ce. El e dat în cap, mai înțeles, primește o rachetă direct de la MAPN, direct în căpățână, da? Și se spune, gata, bă, hai, potolește-te, așa. Dar omul luptă în continuare, repet, nu-i treaba mea, are dreptate, n-are dreptate, hotărăște tribunalul. Eu v-am spus părerea mea, că FCSB Steaua, asta e părerea mea. Așa? Bă, dar omul ăsta care port drapelul vostru, îl umiliți, îl bagiocăriți, nu-i dați, cum să spun, meritele alea pe care le are. Mai înțeles așa? Nu-l laudă nimeni acolo, toată lumea îl sună, îl amenință, de la MAPN. Adică, bă, n-ai văzut așa ceva? N-ați văzut, băi, oameni buni, ce se întâmplă în țara asta, pe cuvântul meu de onoare? Desfințați, domne, secția de fotbal și gata, ne liniștim cu toții și se termină și cu... Nu vă mai bate joc de speranțele suporterilor. N-ai cum, dacă tu îl lovești, dă-i puțin respect lui talpan, nu o fi el cel mai simpatic, o fi el un chițăit și așa mai departe, bă, frate, dar omul ăsta are curaj și are coloană vertebrală. Și eu-s convins că, și că cei de la FCSB și Gigi undeva în sufletul lui mic acolo, cred că puțin acolo, un 0,00% îl respectă așa măcar pentru faptul că se luptă, măcar pentru asta. Da? Dar oricum n-are nicio șansă. Până la urmă, o să... degeaba talpania nu știu ce palmarese dacă din punct de vedere sportiv echipa arată în halul în care arată. Păi ce asta arată? Ca echipa care, vezi, Doamne, a câștigat Cupa Campionilor Europeni? Ce naiba, o rușine? O rușine? Ce naiba?
chiar să ajungă Kipciu să vă spună că aveți tricoul fake și nimeni să nu spună nimica, nu iese nimeni cu un comunicat. Azi trebuia să avem comunicat cât casa în care să-i spui, băi Kipciule, nu ai voie să declari așa ceva. Ce limbaj ăsta pentru fotbalist? Echipa nimănui este CSA Steaua, Steaua, da? Secția, fotbalul de la Steaua. Echipa nimănui, echipa nimănui, da? Echipa nimănui. Redați, bă, demnitatea suporterilor ăștia de la MAPN, da? Sau v-am spus, înseamnă că plec și eu urechea la ce aud stânga-dreapta, că acolo sunt interese, că se sifonează bani, că de fapt de-aia ține MAPN-ul echipa ca să facă burta mare la tot felul de băieți și așa mai departe, da? Cine e secundă? Boștină, nu? Sau cine e secundul lui, da? Boștină. Boștină, nu? 4.500 de euro salariu, Boștină, pe lună. Bă, 4.500 de euro salariu. Bani bugetați. Da, bani bugetați, da? 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 Atunci plec și eu urechea și încep să cred că acolo se sifonează banii, că de fapt acolo, cum să spun, e ținută echipa de MAPN și MAPN-ul o ține prizonieră, că asta face. MAPN-ul ține prizonieră echipa asta pentru că au niște oameni interese, mai înțeles, mai fac o combinație, o mișculație, mai vindem niște tricouri, ne mai luăm niște salarii babane, cât o ține, o ține, da? Pentru că altfel nu e nicio explicație, nu există nicio explicație pentru care nu vă asociați cu un privat sau nu încercați orice altceva. Dar nu mai tot arătați cu degetul către Gigi Becali, către Burleanu și care. Voi sunteți acum principalul vinovat. MAPN, CSA, nu mai există alți vinovați. Nu mai există. Gata, lumea și-a dat seama. Da, n-ați făcut nimica. Nu se poate și anul ăsta să n-ai drept de promovare. Deci pe finalul acestui speech al meu vă spun doar atâta. Desfințați echipa și ardeți-o, da? Așa, sau v-am zis, dați-o lui Gigi, da? Așa, adică duceți-vă, cum să spun, până la treapta cea mai de jos a umilinței, da, m-ați înțeles? Dați echipa lui Gigi Becali, așa, sau redați demnitatea și strălucirea acestei echipe, dacă mai aveți, cum să spun, o brumă de ceva în voi, de mândrie, de ceva. Nu cred că puteți să faceți lucrul ăsta, sincer, nu cred că puteți să faceți lucrul ăsta. Bă, dar măcar încercați, că altfel vă spun, lumea nu mai suportă. Nu mai suportă minciuna asta. Asta este ce se asta în momentul față, o minciună la nivel național. Și cu asta, basta. Punct. M-ați înțeles? Dacă, Florin, dacă până și Victor Pițur care a acționat aseară așa, bă, lăsați-o așa, dacă n-aveți sânge în instalație ca să o duceți în linga întâi să faceți, dați-o de gard. Până la urmă și Victor Pițur, care Victor Pițur era un susținător fervent al proiectului CSA Steaua și am văzut săptămânile trecute un lucru incredibil. Că Ugăraru la negocierea contractului a spus să ia bani de la Oprița să-i mai pună lui la contract. Deci cu alte cuvinte ăștia se ceartă pe banii noștri. Da. Se ceartă pe banii noștri, că noi suntem contribuabili la bugetul statului. Și dai seama cât de bine se înțeleg. Da. Din moment ce eu spun aici să mai ia bani de la tine să-mi pună mie. Dar auzi, Alin, dar de ce să aduc pe Ciunciucov? Au avut 4 sau 5 străini, nu știu, în echipa de start de aici. Dacă noi avem cea mai tare academie de fotbal, nu, spuneau că au cea mai tare academie. Păi să-mi spună un jucător pe care l-a scos. Da, băiatul lui Narcis Răducan care s-a dus la Petrol. Da. Mi se pare incredibil să ții un brand ca Steaua, pentru că Steaua, brandul Steaua, cum spune dragii mei, noi trebuie să înțelegem apreciabilă filipica lui Horia, de orator. Nu, mi-a plăcut. Da, de orator. Dar nu e apreciabilă sau neapreciabilă. Nu te-am văzut niciodată așa de... Tu, mă, dar m-am săturat până și eu m-am săturat. 30 de ani de când te știu, nu te-am văzut niciodată. M-auzi, bă, Aline, cât să mai dureze, mă, minciuna asta la național. Minciuna asta, Horia, minciuna asta, tu ziceai să o ia să o dea lui Gigi, nu? Nu, am zis, ori o închis și o arzi, ori o dai lui Gigi. Sau, ori... Fă ceva și redă demnitatea. Da echipa asta... Redă demnitatea suporterilor, lui Lăcătuș, lui Pițurcă, okay. Lui Ducadam, lui cine vrei echipa tu. Echipa asta tocmai de-aia a fost făcută, ca un antidot la Gigi. De către cine? De către adversarii lui Gigi. Pe care, cum să spun, eu cred că am vreo 3 texte pe săptămână împotriva lui Gigi, așa în general, cam pe unde scriu eu în toate Aline, locurile. Deci numai un fan Gigi Becali nu pot fi luat. Aline, suporterii decid care stau. Păi suporterii au decis, uite imaginea de la Oradea. Eu sunt prieten și cu Gigi Mustață și cu Jean Pavel, vorbesc cu amândoi. Și am și foarte mulți steliști de ăștia de la Sud, cu care vorbesc pe Messenger, le dau dreptate. Băi, și lor le convine acum, Vivi. Zice, eu am tatuată stema stelei pe mână. Lor le convine ce ne-a zis? Un suporter de la Sud. Și au tatuat stema. Zice, nu știm ce să mai facem, vine să ne ducem peste ei în birouri.
pentru că noi vrem ca Steaua să joace în Liga 1, pe Ghencea, și să redevină Steaua aia pe care noi o cunoaștem de copii și când erați jucați și voi. Și ce, ăștia, o bătaie de joc acum. Deci n-au drept de problemă, n-au reușit în 5 ani, 6 ani de zile să găsească o formă de organizare care să-i permite să joace. Bun, dar nu e nicio perspectivă în echipa aia. Nu că n-au reușit, eu cred că nici nu vor. Uite echipa aici de ieri care a jucat, de sunt vreo 4 străini, te doare mintea. Și mulți sunt străini de fotbal. Și mulți sunt străini de fotbal, adică jucătorii români care sunt de mult pe acolo sunt niște băieți admirabili, dar sunt... Ce să facă Oprița? Că Oprița în ultimii 2 ani a terminat pe loc de promovare. Deci sunt niște jucători de ăștia care au cam trecut deja prin fotbal sau rămân la un nivel gen Enceanu, gen Chipiliu, gen Băualas, care a jucat la Juventus Colentina acum 10 ani. Gen Dobrescu, care a fost practic... Toată lumea spune Vivi Rechită de la Steaua. Vivi Rechită de la Petrolul. Dacă am jucat la Steaua... Deci, păi tu la Steaua ai jucat mai mult decât la Petrolul. Păi am jucat la Steaua. Adună mai. Da, da, asta vreau. Și a spus-o și lui Gizimu, eu sunt singurul jucător care a jucat la cele 3 stele. Am jucat Steaua 89-91. De Steaua lui Ceaușescu, nu? Da. Da. Am jucat 96-99 la tranziție la Păunescu și am jucat și 2003-2005 la Becali. Deci eu pot să vorbesc, dar i-am spus și lui Jean și lui Gigi. Bă, eu vorbesc despre Steaua ce cunosc și ceea ce gândesc. Uite, dar eu sunt petrolist, n-am treabă aici cu Steaua. Uite, strict, bun. Buziuc, carieră terminată. Da. Adică la nivel de primă ligă. La nivel de primă ligă. La fel Chipiliu. Bun la nivelul ăsta, dar are spre 30 de ani. Liga 1 și nu va mai crește. Dea Ambeța cam la fel. A fost și pe la voi, pe la Petrolul. Dobrescu și el, că am fost peste tot, s-a retras la bătrânețe. Wallace aici. Vorbesc de jucători români. Acum începem. Boiciuc cam la fel. Enceanu cam la fel. Începem și acum începe așa. Mancuso. Sierra, Topuzov. Topuzov, da. Așa. Și ăsta, bulgarul, care n-a jucat acum. Ba da, a jucat. A luat și galben. Ciunciucov. Da, Ciunciucov, care a fost la Clinceni. Bun. Acum venim cu oarecare perspectivă. Portarul Maftei, că trebuie să-l ai, că e junior. Da. Ilie, fundașul stânga, care ești capitan Adrian de echipă. Da. Adrian Ilie. Vârtej și el... Acolo, pe la Buzău. A jucat pe la Buzău. Dan Matei, care a dat gol cu capul cu Slatina, copilul ăla. Care cam atât. Mă uit și pe lista al, mai văd pe Bărbulescu, fost Duru, păi, 37 de ani, că l-a jucat cu tine. Păi l-a jucat Duru, chema Duru. Dar l-a avut tu elev și cred că a și jucat împreună când tu erai pe final cel mai tânăr. Horia Iancul, știm cu toții, portar de rezervă, care e rezervă că trebuie să apere copilul, și cu asta încadrăm. Cam ăștia sunt băieții. Deci ce adun din echipa asta? Niște veterani ca aia din Vietnam, așa, cu decorații pe piept. Cum poți să-i aduci tu pe ăsta, Aline, la o echipă care nu are de promovare? Niște străini. Nu, da, poți să-i aduci, doar să le spui că vă aveți un salariu bun. 4, 3, bun, 4, 5. Salariu sigur, pentru că este bugetat, îl iei la sfârșitul lunii. Da, da. Îți faci obiectivul că nu-ți faci ței la sfârșitul lunii. Ești funcționar public. Ai condiții peste nivelul ligii a doua. Duci pe un stadion extraordinar cu... Bănuiesc cantonament, cred că au acolo, că era și pe vremuri, acum cred că n-am fost, dar cred că arată și mai bine, săl de mese, săl de portă, bazin, tot ce trebuie. Și pentru ce o țin? Ca să vină ăia 1700. Păi da, aia 1700, aia când au fost cei mai mulți? Au fost atunci la derbiul ăla cu Dinamo în divizia B anul trecut, pe Ghencea, au fost vreo 17.000. Da. În rest, toate meciurile lor imprimă o atmosferă de tristețe. Nu-ți vine, dai drumul la televizor și vezi, joacă cu Slatina. Ieri am zis, lucram, zic, bă, joacă cu Cluj. Azi n-are Clujul echipa, am văzut pe acolo, pe Chipciu, pe Nistor, pe ăștia. Zic, stai, camare. Am văzut un copil care a dat 2 goluri, un alt Ilie, am crezut prima dată că-i fui Ilie stopperul, dar e alt, e Filip Ilie. Bun. Acum un an au făcut 75 de ani de la înființarea clubului sportiv al Armatei Steaua, nu? Că au 47. I-au premiat pe toți, te-au chemat și pe tine, și alții. Am fost și eu și am jucat cu o selecționată națională, e ceva de genul ăsta. După meci am rămas sus la protocol, la un par de suc de bere, și s-a discutat acolo steniștii ăștia vechi, au fost și Iordănescu și mulți
despre ceea ce se va întâmpla. Și, deci acum un an și ceva când am fost la meciul ăla. Se spunea că în câteva luni se va schimba forma de organizare. Vivi, cine este șeful fotbalului în Ghencea? Te întreb, la CSEA Steaua. Nu, lasă-l pe Găraru. Că... Cian. Domn Cian. Hambalistul a fost cu noi în emisiune aici, nu da, dacă ai fost și tu, da, Florina. Da, am fost eu, da. A fost un hambalist de la Brașov. Domnul Bichir, care este comandantul clubului. Bun, dar la secția de fotbal ai pus un hambalist pe domnul Cian. Bun. De ce n-ai pus unul din fotbaliștii ăștia care să răspunde, să le explice din punct de vedere fotbalistic? Bă, băieți, nu e bine ce faceți. Dincolo de faptul că poate să vină curtea de conturi și ăștia să ne întrebe ce facem cu banii pe aici, de ce cheltuim, de ce îi dăm lui Boștină. Boștină, un băiat excepțional, un fost jucător remarcabil. Ioan și pe Bumbescu, ei pe Ioan și pe Bumbescu. Ioan și Bumbescu, pe Tudorel Stoica, a ieșit la înaintare să bate cu ei tot timpul. Gabi Balint, care merge în emisiuni cu Ilie Dumitrescu, da. Ilie zice că e Steaua pe CSB-ul. Gabi nu, Gabi zice, nu domne, CSA, că asta e adevărata Steaua. Bun, deci în caer oamenii ăștia, ca să nu rezulte nimic, să rezulte, mai știu eu ce, vârtej. S-a făcut furtună, nu mai vârtej. Da, e furtună. Florina, ce părere ai de declarațiile lui Chipciu? Păi cred că foarte mulți din cei care am jucat, să zic, și după 2010, poate și puțin înainte de 2010, simțim cam același lucru. Și eu nu m-am ferit să fiu foarte radical dintr-un singur motiv. Că sunt oamenii ăștia despre care vorbeai și tu de la Peluza Sud, care merită respect. Au tatuat, cum zicea și domnul Vivi, au tatuat tema pe ei și eu știu cât de mulți țin la echipă. Și nu vreau să-i supăr pe oamenii ăia. Dar e clar că în momentul ăsta apar chiar și cei de acolo. Eu l-am auzit pe Miu zilele trecute. Uh-huh. În studio zicea ceva nu e în regulă. Adică și Miu era pe Miu. Miu era ideologul lor. Da. Și el în continuare. Sub contract. Da. Știi? Da. Miu adică lucrurile nu sunt în regulă. Putem să discutăm despre o grămadă de subiecte. Uite, am văzut tot, cred că acum vreo două săptămâni sunt niște jurnaliști de investigație care mie îmi plac și urmăresc. Au făcut un material, Adio Arme se numește. E un val de demisii în armată fără precedent. Și probleme mari de tot. Nu sunt condiții, n-au toalete, n-au echipament. Oamenii efectiv pleacă din armată. Și tu vii să bagi atâtea milioane într-o echipă fără nicio perspectivă, fără drept de promovare. Adică efectiv dai foc la bani. Florine, greșesc? Nu greșești cu nimic. Dai foc la bani. Și e motivul pentru care nu reușesc să atragă oameni în afară de cei din Peluza Sud, care sunt trup și suflet acolo. Pentru că din exterior... Și care oricum nu mai au altceva, stai. Da, că știi cum e, că acum cei din Peluza Sud sunt puși în ipostaza că nu mai au altceva. Și atunci știi cum e, trup și suflet, pentru că asta ți-a mai rămas. Nu mai ai altceva. Corect, corect, corect. Bun, și tu de ce n-ai vrut? Care e părerea ta adevărată? Care e părerea ta, Florin? Părerea mea adevărată? Eu am spus-o mereu, m-am ferit să spun că FCSB pentru mine este Steaua. Nu, nu, asta știu. Nu, părerea ta te întreb altfel. S-a ajuns la un punct în care de cum s-a ajuns la unde s-a ajuns la o cum să zic, pur și simplu nu se mai poate, adică a ajuns apa la gură cu povestea asta cu Steaua, cu echipa de fotbal? Eu cred că a ajuns de mai mult timp. Mm-hmm. Doar că lumea mulți au sentimentul pe care l-ai și tu. Și eu ca stilist l-am la fel, doar că eu nu mă exprim așa sau nu mă exprim frustrările așa, dar uite, n-am spus asta niciodată. Am fost la meciul FCSB cu CFR, pe Ghencea. Superb, atmosferă, tot. Momentul cu Adi Ilie, mi-a plăcut. Dar mă uitam în tribună, în stânga, Peluza Nord, frumos, cântau. Partea cealaltă, nu era nimeni. Peluza Sud nu e. Crainicul nu poate să spună gol Steaua, spune gol roș-albaștri. Nu mai e același farmec. Uh-huh. Nu mai e Steaua. Uh-huh. Crainicul pe care îl cheamă Ghencea. Da. Așa îl cheamă pe băiat. Florin Ghencea. Da, e din Ploiești. Și FCSB are probleme de identitate din cauza că n-are numele și n-are brandul, iar dincolo e echipă care se îndreaptă așa spre nicăieri, nu atrage pe nimeni și nu are cum să atragă pe nimeni și pare așa că e o bătaie de joc. Păi nu, dar cheltuie vreo 4-5 milioane pe an. Florine, pare deja o minciună, efectiv. Da, asta e. Cuvântul minciună, spune-mi, e exagerat? Nu, nu e exagerat. Ce am spus că e o minciună a devenit, Steaua a devenit o minciună de dimensiuni naționale? Și mint pe cei de acolo care pun suflet. Da, pe proprii oameni. Pe oamenii aia care vin și de 3 ani, 4 ani, de fapt de când s-a înființat echipa, ei vin peste tot și
pun suflet. Adică nu știu, s-a ajuns la o saturație. Eu de asta am și avut discursul ăsta. Eu stai, nu-s nici așa, nici așa. Eu am spus punctul meu de vedere. Și mi-l susțin. Pentru mine, FCSB-ul este steaua. De ce? Pentru că suporterii au ales. Nu poți să-i minți pe suporteri, da? Suporterii, nu poți, nu, mă auzi? O hotărâre judecătorească, oricât ar fi de definitivă, nu poți să încarcereze sentimentele oamenilor, da? Nu se poate asta. Dar încă o dată, respect hotărârile. Spun FCSB, spun steaua. Și eu la fel. Spun, n-am nicio problemă. Trebuie să respectăm legile, că altfel ar fi o țară haosului. Dar încă o dată, nu ți se pare că s-a ajuns la o saturație? Ba da, și altă chestie apropo de conflictul ăsta. Parcă foarte rar au încercat să facă, mă refer la nivel de conducere și la cum comunică, să vină cu argumente pro-CSA. Ei mereu au încercat să demonstreze că FCSB nu e steaua, în loc să demonstreze că ei sunt steaua. Mai ții minte, știi cum era pe vremuri? Întotdeauna la noi în politică, da, campaniile, mai ales prezidențiale, nu se fac pentru cineva. Da, întotdeauna se fac împotriva cineva. Votați-l pe Iliescu, că dacă nu ne nenorocește Vadim. Păi dar rău cel mai mic. Votați-l pe Iohannis, da, că e rău cel mai mic, mai ați înțeles, că altfel ne omoară Ponta. Votați-l pe Băsescu, că e cel mai mic, minuscul rău, față de imensul bau-bau, care este Mircea Gioană. Întotdeauna toate campaniile noastre, da, au fost împotriva, bă, nu-l vota pe ăla, nu că te votez pe tine că ai făcut ceva. Te rog, terminați, că e idee foarte corectă, da. În primul rând, adică despre asta toată strategia CSA-ului este nu ce am făcut noi. Nu, e pe distrugere, păi, adică să demonstrăm că ei nu sunt steaua. Da. Cam asta e ideea, nu că noi suntem. Și că ce a făcut ăla? Păi în primul rând astea. Becaliș, Gardoș, doamne, nenorociții aia. Gardoș, Chipciu, toți cei care am fost pro-FCSB. Noi suntem oierii cu nu știu ce, cu domnul Becali, aluzie la... Sclavii lui Becali. Mă rog, astea sunt argumentele pe care le-am auzit eu. Până când am zis că, din punctul meu de vedere sportiv, FCSB-ul este steaua pentru că a continuat tradiția, am primit mesaje și mi-au spus că am luat brânză de la Gigi. Da. Dacă până la urmă și eu am luat brânză ceva, de la Gigi. Exact. Tu care ești în opoziție declarată, păi așa, da, nu, tu ești în opoziție declarată, făți și forever. Că n-a fost penalti ăla și am zis nu și a zis Gigi, dacă și ăsta care m-a romorât a zis că n-a fost penalti, înseamnă că n-a fost penalti. Ei au ideologilor online care par mai mulți decât ce ideologi, bă, niște incompetenți. Au ideologilor. Dovedeți prin rezultate, Horia, și prin ce se întâmplă anul că niște incompetenți. Anul trecut s-a făcut un blacklist în presă, pe care figuram, spre onoarea mea, împreună cu Grădinescu, un fel de lider spiritual al anti-CSA-ului. Așa, și ieri am fost lumea neînțelegând că niciunul dintre voi sau n-are absolut nimic cu CSA, băi, cu peluza, cu steaua. Gabi Safta, mulți erau buni, erau nume grele, Ovidiu Anițoaia, bun, grei. Blacklist. Înțeleg cu durere în suflet că nu eram pe listă. Nu mai știu, nu era, cred nu că erai, nu, nu. Era în perioada în care n-aveai emisiune și încă nu spusese opinia atât de tranșat. Sunt puțin, mă auzi? Orgolul meu sufără da, puțin vezi de treabă. Cred că trec acum. Lista se abdatează. Stai, cred că după astăzi, cred că trec cu viteza fulger, cu viteza, ca să văd că tema mea APN, cu viteza unei rachete, cred că o să se imi. De-aia de care explodează la Isaccea acolo, partea aia altă. Cred că azi sunt locul 1 azi. Cu viteza dronei de la Isaccea treci. Da, trec pe locul 1. Te rog, termină, Florine. Da, discuțiile astea mereu, și apropo, ziariștii sunt cumva, ok, mereu au fost contestați. Ți se pare că am exagerat cu ceva? Nu, nici gând. Numai zic că ideea în care ei au fost pe lista neagră, dar și noi suntem cumva pe o listă neagră. Florine, eu ți-am spus, așa, o simt asta, zeci de mii de oameni, inclusiv din Peluza Sud, crede-mă, inclusiv din Peluza Sud. Eu știu, păi, crezi că nu mă întâlnesc cu ei? Doar că ei n-au poate vocea asta și poate n-au cum să spun deschiderea asta pe care o am eu. Să spun, pentru că eu n-am mai suportat când am văzut ce se... Bă, nu se poate, bă, 1743 de oameni la debutul. Păi stai că de aici 800 sunt Peluza. Da. Când au luat Gigi Steaua? În 2003, nu? În 2003. Da. Încă dată spun, noi în 2003, în toamnă, am jucat cu Liverpool. După ce o luase și eram în cantonament la Forban și a venit la noi la Forban să ne dea
să facă cestă cu o șampanie. Și apoi am jucat cu Liverpool. Cu Southampton și după aia cu Liverpool. N-a schimbat, nu ne-au schimbat pe noi, ne-au clonat și acum am devenit echipa lui Gigi, nu mai sunt în steaua aia care eram. Păi bun, dar au rămas aceleași tricouri, magazie, pe voi, același echipament, dormeai în același pat. Tot era manager general, tot în cantonamentul ăla, stăm tot echipa. Păi mă, 2003, 2004, 2005 mai departe. Uite, chiar am fost acum la un curs la federație, a venit Chris Barnes, un profesionist în fitness și în pregătirea fizică, care atunci, în 2005, a făcut, atunci 18 ani, era preparator fizic al lui Middlesbrough. Și a venit cu el la câmp. Atunci când ați pierdut voi faimosul meci? Când a pierdut, erau ei, eu plecasem în 2005. Da, da, stea, eu zic steaua, când a pierdut steaua. Când a pierdut steaua. Încă nu era tu plecat. În sală cine era? Dică, care pusese acolo. Dică, da. Care a luat cartonaș roșu. Uite, am fost 25 de cursanți. S-a început să plângă. Toți cu licența pro. Cine a mai fost? Un singur patron a fost în... Cine a fost patron? Hagi. A fost, da? Păi Hagi, normal, că Hagi era și patron și antrenor. Și am avut colegi, uite, pe Dică, am avut ăsta, au fost deci Alex. Deci cine Stolici. A fost la curs? Păi, deci cu cine ai Hagi, fost? Cu Hagi? Hagi Neagoie, Adi Mihalcea, Dică, Alex Pelici. Uite, i-am văzut pe cei de la Sibiu, mă, pe Adi Văstri și pe Dorin Zotincă. Nu i-am mai văzut. Dar ce de... curs a fost? Curs pentru renoirea licenței pro și pentru aprofundarea cunoștințelor în ce înseamnă pregătirea fizică. Hai mă, veniți-mă voi ăștia, meseriașilor, antrenorilor care faceți, să vedeți cum se face curba de efort într-un ciclu săptămânal. Să vedeți care sunt testele pe care trebuie să le facă un sportiv. Care este ritmul cardiac, care este cât aleargă 2x4, cât merge, cât face sprint, care sunt noile tendințe în sport, ceea ce înseamnă că pregătirea fizică este laboratorul ăsta. Ne-a spus așa, o mașină, a comparat cu o mașină. O mașină are motor. Motorul unui fotbalist este inima. De ea trebuie să ai grijă. Pentru că inima este cea care îți dă putere, care are motor, care îți pompează sângele în tot corpul. Și cu ea trebuie să ai cea mai mare grijă. Sunt foarte multe chestii științifice. Am fost de la 8 jumate până la ora 3 și, 3 și ceva am stat. Până la ora 5. A fost și o pregătire și un exercițiu pe teren cu o grupă lui Dinamo antrenată de Oneața Augustin. Apoi s-au descărcat datele telemetrice într-un laptop și aveam fiecare jucător ce a făcut în acel antrenament de 45 de minute. Deci astea sunt lucruri științifice cu care cei din Premier League și lucrează acum este în stafful lui Newcastle, adică la săracii aia de la Newcastle cu MBS-ul. Ne spunea așa, zice, domnul, cum credeți că a reușit Manchester City să ajungă echipa care, că nu era, nu? Acum 5, 6, 7 ani nu era în Big Four. Păi, dar stafful lui Manchester City este format din 42 de persoane. 42 de persoane. Cu autocarul lor separat, 42 au alt autocar decât de la echipa. Nu vorbim la echipa mare, până la centrul de jucători. Deci toți analiști, medici, fizioterapeuți, kinetoterapeuți, oameni care stau cu laptopul la antrenament, care stau... Deci Guardiola, care este șeful staffului, are toate datele de la fiecare jucător din cadrul clubului Manchester City. Pe când vreodată să ajungem noi acolo, când noi nici nu venim la antrenament unii dintre cei care fac echipele, nu știu dacă acel jucător pe care tu îl introduci titular are datele fizice necesare pentru a juca un meci de 90 de minute. Tu poate ai vrea să-l introduci titular, te-l pregătești de lunea și te pomenești cu telefon vineri seara sau sâmbătă înainte de meci, bă, nu ăla, ăla. Este nu puțin, Aline, că e o culpă de efort. Ne-a da, deci tu... pe care și noi o știam, dar acum ne-a demonstrat-o cu cifre. Cu cifre. Deci fotbalul este matematică. Vrei nu mai e capul vremea. Ne-am obișnuit deja să facă patroni echipele, nu mai nicio problemă. Alina, am fost 25 fotbaliști, 25, toți aproape fost fotbaliști, care am stat 8 ore și jumătate și l-am ascultat pe acest englez. Băi, și știi cât am învățat? Cât, nu, toată lumea spune, bă, că dacă ai fost fotbalist, gata, te faci antrenor. Nu, e altă meserie. El trăiește în alte realități. Adică are dreptate englezul Barnes ăsta al vostru, ce v-a zis, dar el trăiește în alte realități. La noi realitățile astea sunt. Îți face echipa, dar măcar să ți-o spună de luni. Băi, vină cu
îi pregătești pe ăștia 11 cu alea două paranteze, nu știu ce, cam așa jucăm. Că tu îl pregătești pe unul, de luni până vineri, joci sâmbătă, și te pomenești vineri seara, bă, cum joci? Păi așa nea, domn șef. Nu, bă, joci așa, că spun eu. Bine. Păi ăla și... pe care a știut toată săptămâna că e rezervă. Și mi-a ceva, scuză-mă, că am avut o discuție cu Dică. Dică, eu l-am mai... înțepat pe Dică. Dar de ce l-am înțepat pe Dică? Bă, Dică, bă, Nică, am fost colegi. Mai fost mare fotbalist. Cum să te duci tu undeva unde să fii umilit? El n-a înțeles că eu băteam șaua ca să înțeleagă iapa, înțelegi? Și acum am stat cu el o jumătate de oră, într-o pauză, și am vorbit cu el. Mă, Dică mănâncă fotbalul pe pâine și știu, pare rău că nu... Știu. Și eu cred că va ajunge antrenor. Dar și am stat și cu Gică, cu Hagi. Și ne-am adus aminte de când a fost Hagi la Hagi. La Gigi. Cred că e singurul Hagi, Hagi să nu-l sune patronul. Fiate, Hagi că calificase echipa în Champions. Ai vorbit cu Hagi, nu la cu Hagi și cu Dică. Da. Și aduce aminte Gică și îi spune lui Dică. Zice, bă, Vivi, are dreptate și Vivi, ai văzut tot ceea ce spune corect. Ce v-am spus, te aduce aminte, Nic, ce ți-am spus eu când Gigi a încercat să intre peste mine în echipă și am venit la voi în vestiar și v-am spus că plec și vă dau un sfat. Nimeni niciodată să nu vă ia personalitatea. Mă, poate să vă ia orice. Personalitatea să nu vă ia. Ce tare, asta n-a mai spus-o nimeni. Asta e o dezvăluire în premieră asta. Păi eu, Hage și Dică, și la curs. Și le-a spus, așa, băi, v-ați amintat în vestiar deci la voi. Deci astea au și a spus, eu plec. Când l-a dat afară Gigi? Nu l-a dat, și a plecat, nu, a plecat Hagi. Nu. Pentru că Gigi s-a încercat să bage peste Hagi. Așa, și ce le-a zis Hagi? A zis, am uitat în vestiar și erai și tu, Nic, și m-am spus așa, băieți, eu plec pentru că sunt cine sunt. Și vreau să vă spun ceva. Nimeni niciodată să nu vă depersonalizeze, să vă ia personalitate, să vă ia coloana vertebrală. Băi, rămâneți-mă drepti. Rămâneți drept și nu vă lăsați călcați în picioare. Și eu plec, așa le-a zis, nu? Și eu plec și eu am plecat în ăsta. Și Dică a lăsat puțin cam în râs și bă, Nic, bă, uite așa. Ce Vivi, crede-mă că mi-a dat libertate până am ajuns în cupele europene. Când am ajuns în cupele europene, a terminat tot. Deci asta face Gigi. Gigi se urcă pe rezultate. E, când pierde echipa, păi și acum, n-ai văzut când a pierdut la UTA, a dat pe arbitri, pe două schimbări pe care nu le-a făcut el. Păi nu, dar după meciul cu danezii Vivi, ăsta, cum îi cheamă? Cu Norzieland, acum. A și spus, a, nu m-am băgat eu, s-a ales, păi de-aia s-a ales, că da. Nu m-am băgat, i-a lăsat să facă ce vrea. I-a făcut praf pe Haralambos și pe Pintili, în declarații. Nu m-am băgat eu, că am zis că nu contează, că dacă mă băgam eu și după nu s-a băgat acolo și, în deplasare, că se băgase aici, ca să-l schimbe pe companie, că rămăseseră în 10. A fost interactiv cursul. Adică vă lăsați pe voi. Dar la un moment dat ne dă o temă și zice, dacă vă duceți într-o țară africană, să aduceți jucători. Care sunt criteriile pe care și cum să fii ortodox, tu ca antrenor, păi să fii ortodox, cum îl trimite pe cultural acum după cum ăsta. O să lucrezi și cum o să ce riscuri ai. Și bineînțeles fiecare a scris pe flipchart cam ce e asta. Și ne spune Chris Barnes, zice, așa. Păi, zice, ca să iei un jucător african, bineînțeles, trebuie urmărit, dar știți că ei sunt foarte bine din punct de vedere fizic. Dar la ei antenorii pe care au avut până să la duci tu, au lucrat după ureche. Adică făceau marțea mai nimic, miercurea nimic, joia, așa, vineri încărcau mult, că sâmbătă era meciul. În loc să ia curba de efort ca la jumătatea săptămânii să fie. Cum îl aduci tu? Păi, Enghezana este un exemplu elocvent. Da. Și noi ne-am zis, ne-am păstrat puțin, că nu astea sunt criteriile. Criteriile să fie ortodox, înalt și să știe puțin cu balonul. Nu, astea sunt criteriile pe care le-am spus. Și acum trebuie și un atacant de acolo. Da, cam sunt foarte multe lucruri pe care le înveți la un curs de genul ăsta. Foarte interesant, și foarte interesant. Deci discursul, asta a fost discursul lui Hagi atunci. Asta le-a zis atunci. Când a fost marea ceartă cu Gigi, Hagi de-aia a plecat? Da, de-aia a plecat, pentru că i-a zis lui Gigi de la început. Gigi, tu ești șeful, tu ești bossul, tu ești patronul. În vestiarul stadion, eu. Da? Uh-huh. Am calificat echipa în grupele Champions League? Ai început să te bași peste mine? Am plecat.
nu ne certăm, nu ne... am plecat. Bine, și am intrat în vestiar. S-au certat, de fapt, s-a certat. Formă, ei, au vorbit 5 ani după aia. Da, și n-aș cu film. Am intrat în vestiar și ce am zis. Da, foarte interesant. Foarte interesantă dezvoltare. Nu vă lăsați călcați în picioare, rămâneți cu personalitatea. Nu, cum ai zis, să nu vă ia nimeni personalitatea. Să nu vă ia nimeni personalitatea. Așa am spus. Vezi, du-te, mai du-te la cursuri. Păi mă duc la fiecare, păi da, am 3 pe an și mă duc la toate. Uite, apropo de condiții, da? Hai că avem un Skype acum cu Robert Niță. Robert, salut! Vă salut! Salut, salut, Robertinho! Ne bucurăm să te vedem ca de obicei. Este o plăcere. Da. Uite, vorbeam aici de condiții, vorbeam de ștaful Middlesbrough, care știi că i-a scos pe Steaua, povestea Vivi de la cursul de licență la care a fost zilele trecute, lucruri foarte interesante și știu că ai niște informații foarte, foarte, foarte noi, ca să spun așa, și chiar dacă nu sunt bombe din alea de scandal sau ceva, sunt niște informații foarte interesante de la Rapid, apropo de cum înțeleg oamenii de acolo să construiască performanța. Rapidul, iacătă, care câștigă fără drept de apel, îi bate pe Botoșan la pas, 3-1 la pas, niciun fel de emoție, bun, au avut la 0-0 ocazie cei de la Botoșan, dar niciun fel de emoție, un Rapid care pare construit profesionist. Și Robert, ce știi lucruri din interiorul Rapidului? Cum Șucu construiește practic toată această idee de club profesionist care mereu să fie sus și să se bată la titlu? Mă bucur, Horia, mă bucur că vorbim la superlativ despre Rapid, despre condițiile care sunt acolo. Mă bucur că cei din patronatul echipei, președintele, tot ceea ce înseamnă administrativ, au înțeles că pentru a ajunge spre performanță și o avea, trebuie să investești. Și trebuie să investești nu numai în aducerea de jucători, în salarii pe măsură, trebuie să oferi și condiții zi de zi. Iar în momentul ăsta la Rapid sunt premisele pentru a se face performanță. Pentru că uite și la meciul de ieri de cupă, echipa pleacă cu un charter închiriat, pleacă în ziua meciului la Suceava, unde îi așteaptă autocarul, merg la Botoșani, joacă, câștigă meciul fără emoții, la fel cum s-a întâmplat și împotriva CFR-ului. Pleacă direct după meci cu autocarul la Suceava, iar de la Suceava direct cu charter la Sibiu pentru a se odihni acolo, a pregăti meciul cu Hermannstadt. O operațiune, dacă vrei, o deplasare care costă peste 25.000 de euro clubul, dar uite că și-au dat seama că fără a investi zi de zi nu se poate. Și mă bucur că vorbim despre condițiile astea la Rapid. Mă bucur că echipa aleagă victorii, cupa este importantă, că poți ajunge direct în grupele unei competiții europene și uite că acolo lucrurile și la nivel fotbalistic și nivel administrativ merg spre bine și rezultatele nu sunt întâmplătoare, chiar dacă echipa a trecut printr-un moment greu după plecarea lui Mutu cu 4 zile înainte de primul meci oficial și instalarea lui Bergodi, care încă o dată se dovedește, cum a fost și în cazul lui Mutu, că este cartea câștigătoare. Deci cât au dat, cât i-a costat toată deplasarea asta la Botoșani? Cu charter, cu hotel, cu de fapt, toată deplasarea în zonă. Da, cu tot cât i-a costat? Peste 25.000 de euro. Eu cred că mult mai mult. Salut, Robert. Un charter, regulă e 20.000 pe internet, deci doar să te ia și te ducă. Mai hotelul, bine, hotelul oricum îl aveai, oricum trebuia să-ți iei un hotel oricum undeva. Trebuia plătit, exact. O masă hotelul de seară oricum era, da, așa da. Costurile de cazare le avea Alin, indiferent că mergeai cu autocar. Costurile suplimentare față de o deplasare normală, la asta te referi. Exact, așa, exact. La hotel tot te duceai, da. Gândește-te că echipa stă la hoteluri de regulă de 4-5 stele. Sibiu nu este un oraș. Nu este deloc ieftin, e turistic. E turistic, exact, da, exact. Da. E 500 de lei camera, 100 de euro o cameră pe noapte. Cel exact. De asta dacă iei 30 de camere, dacă nu ieși mai mult. Cum iau ei. Dai seama că nu poți, fiind două meciuri legate, meci de cupă și meci de campionat, nu poți să iei doar 18 jucători în lot.
trebuie să facă deplasarea 24-25 de jucători, plus staff-ul, plus masiori, doctori. Și nici nu avea sens să mai vină la București ca să plece vină, sâmbătă, când meciul e duminică, s-a nu? S-a acumulat oboseală, Balinei. Păi înțeleg că așa a făcut Petrolul, că uite, Vivi știe, au fost la Arad, că au jucat cu, cred că au zburat Timișoara, că la Arad sunt niște probleme cu aeroportul, deci au zburat Timișoara, au venit înapoi, nu, Vivi, și după aia pleacă la Iași. Au venit a doua zi după masă. Da. Cum e? Robert, astea-s condiții. Astea înseamnă condiții ca să-ți respecti blazonul. Cum e atmosfera? Ce mai știi din interiorul Rapidului? Cum e atmosfera? Atmosfera este bună. Horia, rezultatele mențin și întrețin atmosfera. Jucătorii, uite, e un lucru îmbucurător pentru că meciul ăsta de cupă îi dă posibilitatea lui Bergodi să ruleze și jucători care au avut mai puține minute în campionat. Și atunci toți să simt respectați, toți să simt băgați în seamă, toți vor să profite de șansa care li se oferă și uite, cu toate că Drăghia știe că el este varianta numărul 2, știe că va apăra doar în cupă și doar dacă se întâmplă ceva cu moldovani, intră în poartă și își face treaba. Intră în poartă, își face treaba, face un joc foarte bun. Cârjan, care vine ca o mare speranță și va confirma la un moment dat și copilul ăsta, debutează practic în fotbalul profesionist la nivel de seniori. El debutează la Rapid, intră și el, joacă bine. Papeo are nevoie de minute, intră în cupă și uite, spre deosebire de alte echipe care au condiții foarte bune, și aici mă refer și la Craiova domnului Rotaru, și nu confirmă încrederea și investițiile care sunt acolo. Uite, la Rapid se întâmplă lucrurile astea care țin unit, țin grupul unit, rezultatele apar și ești acolo în cărți în ambele competiții. Repet, cupa fiind un obiectiv pentru Rapid anul acesta. Clar, păi da, gândește-te, galeria, știi ce a strigat? Galeria a scandat, nu la meciul ăsta de cupă, și la meciul de campionat a scandat să vină cupa în Giulești. Exact. Galeria vrea, adică consideră câștigarea Cupei României principalul obiectiv, pentru că e adevărat, e greu să te bazi la titlu, dar mă rog, la câtă liniște ești, ce antrenor au, se pot bate la titlu. Dar Galeria și la ultimile meciuri de campionat, dacă ați fost atenți, a scandat să vină cupa în Giulești. Corect, exact. Pentru că, să spun ceva, obiectivul în campionat este să prinzi play-off-ul și locurile 1-3. Dar dacă câștigi cupa, indiferent în play-off pe ce loc termin, salvezi un sezon și joci în grupele unei competiții europene. Respectiv a Europa League, nu în grupe, în tur preliminar. Deci campionarea Cupei României, începând din ediția 2024-2025, participă în turul X direct, preliminar. Direct. Direct în turul... Direct în Europa League. Asta de ideea, unde, da? Dacă vine și te scoate Demirspor, cum a scos pe CFR în primul tur acum, te duci în Conference League și vezi și ce mai e pe acolo. Vrea să vină cupa în Giulești, dar mai bine stă în Ploiești. Da. Apropo, Robert, și apropo ce vreau să vă spun, să știi că o chestie pe care n-am văzut-o comentată în zilele astea, săptămâna asta, n-am văzut-o comentată pe nicăieri, atmosferă foarte, foarte bună este la FCSB. Și o să vă spun, o să vă spun un lucru pe care, repet, n-am văzut știri sau n-am văzut discuții în jurul lui și chiar vreau să vi-l aduc în atenție, în prim plan. Și de acolo eu am dedus că atmosfera în lot este nu bună, excelentă, și nu întâmplător au rezultatele care le au, și la fel Rapidul nu întâmplător are rezultatele pe care le are. Meciul Sepsi cu FCSB, da? 5-2, da? Da? Ok, tot ok, marcator, se marchează, se alea. Penalti pentru FCSB în echipa a doua. Florinelli a mingea în mână, da? Florinele cu mingea în mână. Lasă să execute pe jucătorul care nu marchează. Florinel e cu mingea în mână, da?
să ia mingea, să execute. Se schimbă cadrul și peste 10 secunde Djokovic este cel care este lăsat să execute lovitura de la 11 metri. Asta înseamnă o atmosferă foarte bună. Florinel și băieții au simțit nevoia să-i dea un doping moral lui Djokovic, care nu a jucat grozav. Tavi Popescu la fel. Da, m-ai înțeles? Nu, da, aia am văzut-o cu ochii mei. Deci ia mingea în mână, parcă Florinel a fost, dacă greșesc, dar Florinel a fost. A luat mingea în mână să se ducă să bată și peste, s-au schimbat cadrele, televiziunea a dat alte cadre, hop, și l-am văzut pe Djokovic că se pregătește. Deci asta înseamnă un grup unit. Băieții în frunte cu Florinel, care Florinel normal își dorea și el să mai marcheze, înțelegi? Florinel a înțeles că Djokovic are mai mare nevoie să marcheze și are mai mare nevoie de acel penalti, Djokovic. Și l-a lăsat pe Djokovic să execute. Spune multe despre atmosfera foarte bună și despre, până la urmă, secretul acestor rezultate și de la FCSB și de la Rapid. Pentru că, de exemplu, da, de exemplu, eu cred că în vestiarul Universității Craiova nu este atmosferă bună. Asta cred eu. Penalti la Craiova, cred că se ceartă 3-4 inși pe minge. Asta cred eu, da? Deci asta cred eu. Deci v-am zis, nu știu dacă ați sesizat Florinel Djokovic, nu știu dacă ați văzut asta. Florinel trebuia să execute, el a luat mingea și l-a lăsat pe Djokovic. Înseamnă mult, pentru că băieții în frunte cu Florinel au simțit că Djokovic are nevoie de acel gol. Înțelegi? Corect. L-au simțit. Mare lucru. Mare, mare lucru. Și uite, vreau să îmi cer scuze că nu mă uit fix la voi așa, dar uite, îmi scrie un jucător de la Rapid acum pentru Vivi Răchită, spune că este un simpatizant. Zice: Vivi, dă vrei cupa la Ploiești, privește lung spre Giulești. Spuneți ăștia la Rapid acolo. Auzi, Robert, ține minte ce spun. Tare mie că și Petrolul și Rapid cu poezie o să rămână și anul ăsta. Echipă de poeți asta. Echipă de poeți, da. Era născut în 95? În anul ăla a fost doar o minune, Vivi, atât. O minune, așa e, da. O minune că v-am bătut la penaltiuri, că dacă nu erau... Erau mai puțin de 4 în offside, doar 3, câștigam în 90 de minute. Se vorbește de atmosfere frumoase și așa e, și la FCSB și la Rapid. Nu, eu am dat niște exemple concrete. De acord cu tine. Sigur, totul pare așa un fel... cum să spun, așa cu miros de vanilie, de scorțișoare. Nu, nu ceva. E deloc. Dar... Faptul că Florinel Coman pune mâna așa pe minge, voia. Renunță să mai bată penaltiul și lasă pe Djokovic, pentru că Djokovic avea nevoie de o susținere. Deci asta rezidă din unitatea grupului, din nu știu ce, din toți pentru unul, unul pentru toți. Ei, mai sunt chestiile astea dacă FCSB 5-2 la Sepsi, Rapidul 3-1 cu CFR, cum să spun, sunt momente de astea în care totul merge ca pe roate și atunci apare și atmosfera bună. Sigur că atunci când n-o dăm pe arbitraj și pe chestii de astea, la echipele... Fotbalul ar trebui să fie despre fotbal, nu despre... E adevărat. La echipele importante, atmosfera se deteriorează după înfrângeri. Atunci se vede grupul, da, când pierzi vreo 3 metri. Ai o șansă mai mare când se deteriorează atmosfera, grupul să te scoată de acolo. Da, așa este. Așa este. Bă, uite, Robert! Dacă ai fost atent ieri, cum se bucurau jucătorii Rapidului care erau pe banca de rezerve la fiecare reușită a băieților care erau în teren. Și grupul te scoate în momentele grele. E bine în momentele bune să pui niște legături sufletești la baza grupului, ca acel grup să funcționeze, că nu o să ai tot timpul. Și în momentele rele. Băi, nu o să ai tot timpul. Uite, două victorii pe săptămână, apropo, că nu ești Barcelona. Robert, apropo, eu m-am uitat cu câtă dragoste îl înconjoară jucătorii Rapidului pe acest Rahmani. Corect. Deci, uite-te acum când a dat iară golurile acum cu CFR-ul,
Deci l-am văzut pe Săpunaru, cum l-a strâns în brațe, cu câtă dragoste, cu câtă, cum să spun, coeziunea grupului l-au primit pe Rahmani și cum îl respectă ca fotbaliști. Uite-te la Săpunaru, după al doilea gol al lui Rahmani cu CFR-ul, îl ridică ca pe un trofeu așa pe ăsta pe Rahmani. Adică se vede atmosferă bună în interiorul vestiarului la Săpunaru. L-au simțit că e fotbalist. Să-l pe Petrila. Da, exact. Da, a fugit la corner după el, da. Așa este. Așa, uite, și în contradicție cu asta, da, în contradicție cu asta, apropo că vorbesc de Universitatea Craiova și o spun cu mare regret, pentru că eu sunt cu oltenii, da? Când câștigă Craiovele, la mine e sărbătoare. Eu așa sunt, eu sunt cu oltenii. Mai înțeles? Bă, da, mă uit la Universitatea Craiova și ceva se întâmplă în vestiarul ăla și totul pleacă de la jucători. Iar Mihai Rotaru știu că îl doare, știu că iubește unii jucători, știu că îi consideră de mare valoare pe unii fotbaliști cum e Andrei Ivan și cred în ei. Dar eu cred că dacă Craiova vrea să facă ceva anul ăsta, va trebui Rotaru să facă un mare sacrificiu și să-și taie câteva degete. Pentru că îți spun ceva, n-ai cum să construiești cu unul ca Ivan și m-am săturat să-l tot critic, n-am nimic ca Ivane cu tine, nu, pe cuvântul meu, din contră, eu chiar cred că ești un jucător bun pentru Superliga, da? Nu jucător național, dar pentru Superliga ești un jucător bun, dar ai o problemă, după părerea mea, cu spiritul tău, hai să nu zic cu caracterul, că sună urât, nu vreau să jignesc pe nimeni. Acum, ceva nu e ok la tine în interior, pentru că nu poți, deci fii atent, deci nu poți, da? Deci nu poți să spui lucrurile astea, să-ți mai înțelegi, mai înțelegi? Deci nu poți să transmiți prin intermediul unui videoclip, da, următorul mesaj ieri sau când l-a transmis. Eu mi-am ales calea, iar tu ai ales să fii eroul. Și vor râde de... Deci eu mi-am ales calea, iar tu ai ales să fii eroul. Tu da? Cine? Iar tu ai ales să fii eroul. Și vor râde de tine o vreme oamenii din acest oraș. Dar un singur lucru pe care îl adoră mai mult decât un erou este să-l vadă pe acesta cum greșește, cum cade, cum încearcă murind. În ciuda tot ceea ce ai făcut pentru ei, în final te vor urâ. Ăsta este finalul mesajului apoteotic. Bă, nu te supăra, încep să-mi pun întrebări. Dar cine a scris asta? E Andrei Ivan. Asta e fișe de internare. Cum? Asta e fișe de internare. Deci, mă, băiatule, să mă ierte Dumnezeu, pe cuvântul meu de onoare, chiar că ar trebui, eu cred că băieții de la Craiova ar trebui să-ți facă un test de IQ. Ori te uiți la prea multe filme, dacă astea sunt discursul din Gotham, da? Vezi că și eu la filme vă bat pe toți. Gotham, Batman, astea sunt discursurile eroilor, da? Că și Batman, știți povestea, era erou proscris. Înțelegi? Deci fii atent, bă, Roberte, cum termină Andrei Ivan. Bă, sunteți nebuni? Bă, Mihai Rotaru, bă, știi bine, deci eu încă îl respect. Este unul dintre oamenii care a făcut lucruri senzaționale pentru fotbalul românesc, Rotaru, și și-a băgat banii de la el din buzunar. Tot respectul meu. Bă, dar tu nu poți să mergi mai departe cu unul ca Ivan. Mai înțeles? Trebuie în iarnă să-i spui, pa, Ivan, îmi tai 3 degete sau o mână pentru sănătatea corpului. Lasă-mă, te rog, să termin. Pentru a termina, pentru ca corpul să meargă mai departe, corpul să fie sănătos. Bă, da, Ivan trebuie tăiat. E fotbalist? Eu nu spun că nu e pierdere ca fotbalist. Dar câteodată trebuie să faci niște sacrificii maxime sau trebuie să recurgi la niște măsuri extreme ca să ajungi pe mal, întreg, ca să zic așa, sau sănătos, sau să-ți atingi obiectivele. Cum să stai, mă, în vestiar? Să ai în vestiar un lider ca Ivan, dacă el e lider, da? Așa? Care să-și termine postarea în felul următor. În ciuda tot ce ai făcut pentru ei, în final te vor urâ. Bă, stai nebun. Bă, Robert. Câte trofee a câștigat Ivan cu Craiova de erou acolo? Erou în mintea lui, că Rotaru a renunțat la 1,5 milioane de euro să-l ia pe Ivan. Nu, l-a cumpărat cu suma asta. Care a și la Craiova și nu numai la Craiova, la mult mai multe echipe din Superliga. Problema oamenilor care încearcă să facă bine echipelor, în speță, domnul Rotaru și alți investitori precum dânsul, sunt sentimentali, Horia. Leagă niște relații cu anumiti jucători, renunță la o mare parte de bani, să simt obligații în momentul când îi vând și clubul încasează niște sume importante
de bani pe ei, se simt obligați să-i aducă înapoi. Să-i Robert, doar atât vreau să spun. Eu înțeleg la Mihai Rotaru și aspectul practic. Eu înțeleg că Mihai Rotaru îl susține pe Andrei Ivan pentru că vrea să ia niște bani pe el. Să nu fie țeapă. Ascultă-mă, te rog. Să nu fie țeapă până la capăt, pentru că a cheltuit o grămadă de bani și a primit 10% de la Ivan pentru banii. De la eroul Ivan, îmi cer scuze. De acum încolo o să-i spune eroul Andrei Ivan. Ăsta va fi pentru mine. Așa o să. Când va marca, am scris eroul Andrei Ivan. Probabil că așteaptă și o medalie de la Iohannis Andrei Ivan pentru meciurile de 2 lei pe care le-a făcut cel puțin în ultimul an, culminând cu faimosul penalti în care și-a dat cu stângul dreptul, da? Dar ok, o lăsăm pe asta la o parte. Eu înțeleg și aspectul practic. Înțeleg aspectul de business. Înțeleg pe Rotaru că în continuare îl susține pe Ivan, care a marcat totuși niște goluri, vrea să ia niște bani pe el, nu poate să fie daună totală. Știi cum e? Ca patron nu poți să ai daună. Eu înțeleg. Bă, da, Robert, trebuie să te gândești bine dacă mai ții un jucător cu acest discurs în vestiar. Băi, eu mi-aș tăia o mână. Dacă Ivan, eroul Ivan înseamnă o mână, eu mi-aș tăia-o. Cu orice risc. Aduce alt jucător, nu există doar Ivan. Dar trebuie să schimbi atmosfera din vestiarul Universității Craiova. Nu poți să ai atmosferă cu Andrei Ivan și cu acest tip de discursuri în care omul pare în altă lume. Ivan pare în altă lume. Nu pare în realitatea fotbalistică a acelei echipe. Nu pare conectat la Real. Zici că omul e în altă lume. Știi care știi ce e mai grav? Că nici nu conștientizează. Nu conștientizează. El zice că toată lumea are ceva cu el. Da, bun. Puțin Andrei Ivan, ăsta de care se vorbește cu Batman și cu ce spui tu, a fost creat... Eroul, Andrei Ivan, eroul din bănie. Din Horia, Gotham. Da. Vivi, Florine, Robert, Andrei Ivan a fost creat, este sculptura. Rotaru a fost un fel de Fidias, așa, l-a sculptat în felul ăsta pe Andrei Ivan. Prin Mykonos, prin Nășii, prin tolerându-i o grămadă de chestii, prin răspunzându-i la telefon în miez de prin noapte. Mesajul de la 2:30 noaptea, deci... Băi, oameni buni, hai mă să nu mai dăm în alții. Hai să vorbim de Ivan, că Ivan l-a sculptat Rotaru. I-a permis Rotaru a pus mesajul ăsta, l-a pus Rotaru. Nu, dar dacă Ivan... Mai gândești și cu mintea ta, mă, Aline. Dar dacă Ivan nu era cocoloșit în felul ăsta și nu îi se permitau atâtea, nu se ajungea aici. Ivan e cocoloșit pentru că Rotaru a crezut că e un jucător și de mare valoare. Scuză-mă, pe care, nu, dar Mitriță și merită cocoloșit, chiar joacă Mitriță. Ivan a crezut probabil că e un jucător pe care o să ia 3, 4, 5 milioane într-o zi. În general, cei care au crescut acolo și sunt olteni, sunt cocoloșiți. Ivan nu e oltean, e de la Dâmbovița. E de la Mureș. Mare parte a plecării lui Neagoe se datorează acelui mesaj din noapte către patron, ceră un pare mie că a ratat penaltiul cu Steaua. La 2:30. Deci, nu e normal când tu ai un antrenor. Dar de ce dai mesajul ăla? Tu crezi că Rotaru crede că ție îți pare bine că ai ratat penaltul? Normal. Îți exprimi, cum să spun eu, așa, neliniștile nocturne? Adică să vadă. Tu dai acel mesaj lui Rotaru, Andrei Ivan, la 3 noaptea. Da, să vadă Rotaru șaful, că ia, uite, bă. Cât corazon pui tu și că tu te perpelești în așternut. Robert, și că nu cumva ai corect, spus la aici, corect, ai dreptate. Robert, și treci Robert, peste antrenor. Robert, te rog, spuneți părerea despre mesajul lui Ivan, pentru că în vreo 5 minute o să intrăm în direct cu Dragoș Iancu. Da. Avem un direct interesant cu Dragoș Iancu, fotbalistul accidentar, care a acceptat să stea de vorbă cu noi chiar de la Monța, de acolo. Te rog. Doamne ajută să fie doar 3 luni, așa cum spune și doctorul Dinuc și cum își dorește și băiatul, și în sănătoșire gravnică îi dorim. Altceva, eu îți înțeleg și ție supărarea, tu o vezi în jurnalistic, ești craiovean, ții cu ambele craiove. Nu sunt, mă, nu sunt craiovean, n-am nicio treabă. De mine zice. A, de Alina, nu de mine, da, te rog. Este o frustrare foarte mare din partea lui Ivan, pentru că el își simte șubrezită poziția în vestiar și poziția de lider. În momentul când apare Mitriță vine și primele etape joacă foarte bine. Din preferatul patronului, Mitriță vine și îl detronează din poziția asta pe Ivan și îți dai seama că se acumulează lucruri. Este mutat în dreapta, nu dă randament,
Este trecut pe banca de rezerve când intră. Nici acolo nu dă randament. Bă, mai cu nimic soarta jocului și atunci... Hai că toți suntem pe subiectul ăsta. Bă, vine Mitriță la Craiova, semnează între sezoane, deci mai rog vreo 2-3 săptămâni. Bă, tu-l prezinți în piața prefecturii ca pe ăla care a făcut aselenizarea, chem suporterii pe acolo. Aline, că tu ești cu Mititelu, știe toată lumea. Tu de-aia dai rotarul că ești cu Mititelu. N-are nicio legătură, da, exact. Aline, păi tu ai spus cu răul cel mai mic. Păi ce e asta? Nu, bun. Ascultă-mă ce spun. Tu știi foarte bine, că tu știi afinitatea ta care e clară. Bun, se prezintă un jucător într-o piață publică. Să clarificăm lucrurile. Nu, nu avem ce să clarificăm, că sunt clare. Păi da, că ești cu Mititelu. Nu, cu cine de fotbalul eu, așa cum trebuie. Eu sunt cu amândoi. Băi, eu sunt cu fotbalul din Craiova. Eu, cu, da, bravo, eu vreau cu să meargă bine fotbalul din Craiova. Indiferent Aline. Cine e patron, respect investiția privată. Bă, Roberte, ascultă-mă puțin. Dar, băi, omul zici că trăiește în filme, mă, ăsta Ivan. Deci, Horia, el fiind foarte frustrat, el a rămas cu impresia... Pleacă, bă, dacă ești frustrat. Pleacă! El a rămas cu impresia lui Ivan ăla care era vândut, care decidea jocuri și era chemat pe la echipa națională. Unde a vorbit la telefon și l-a enervat pe Edi de nu-l mai cheamă de 2 ani. Când era 3-0 pentru ăia, el se clizea la telefon. Bun, Alin, te rog, ca să termine Robert, că ți-am zis, trebuie să mergem la Dragoș. Zi! Eu îmi doresc ca mai multe echipe, și aici iar o să mă contrazic cu Mititelu din partea ta stângă. Extraordinar! Ei sunt foarte bine organizați ca marketing acolo. Ca excepțional! Excepțional! Cel mai bine organizat. Aline, te rog, trebuie să mergem în Dragoș, te rog. Aline putea să-l prezinte, să-l ducă la Târgu Jiu și să-l prezinte pe coloana infinitului. Așa se întâmplă și în străinătate. Nu asta e problema cum a fost prezentat Mitriță. Că și cu Mitriță s-au făcut niște sacrificii financiare din partea patronului, cum s-a făcut și cu Ivan. Problema este că acolo, la nivelul vestiarului și plecând de la patronat până la antrenor, ei nu găsesc soluția din jucători cu nume, foarte bine cotați individual, să facă o echipă. Și ei să mulțumesc că, domne, ne-am bătut până cu 2 etape înainte, am jucat cu trofeul pe masă cu 5 etape înainte, mamă, dacă băteam meciul ăla, jucam un meci decisiv. Și atunci lucrurile astea normal că afectează și grupul. Dar discursul ăsta lui Ivan ție cum ți se pare, Robert? Postarea asta... Mi se pare mult prea mult pentru ceea ce oferă Ivan în momentul de față ca fotbalist. Adică eroul va fi, indiferent ce am făcut pentru voi, eroul va fi urât. Nu te urăște, măi! Că va fi, cât e atmosfera de proastă în vestiarul Craiovei, că nu poate să bată o echipă mediocră de divizia B. Tu îți dai seama că toți ăștia acum din erou nu o să-l scoată? Ce, Caterinc, hai, eroul, ai venit când mai dă și el cât un șut la antrenament. Bravo, eroul nostru, ne-ai scos, mergem cu tine la luptă. Nu, dar încă o dată, băieții ăștia nu înțeleg, nu-i urăște nimeni. Cum să urâm noi vreodată fotbaliștii, când fără ei practic noi n-am existat? Eu iubesc pe toți, îi ador pe toți fotbaliștii, mai buni, mai foarte buni, mai normal. Vezi, nici măcar nu zic mai slabi, mai normal. Cum să urâm noi pe cineva? Păi ce, în primul rând că nu e în filozofia mea sau altora să urâm, cum să urăști? Adică cum să urăști un fotbalist ca Ivan, care de-a lungul carierei a dat o grămadă de goluri superbe și a oferit multe momente de fotbal. Bă, dar tu îți dai seama cum sunt alimentați și cum e alimentat acest Ivan de anturajul lui și de oamenii din jur și chiar poate și de vestiar? Ăia, bă, nenorocit, n-avem nicio treabă. Dă tu 3 goluri din foarfecă și îți promit că fac emisiune dedicată ție. Va fi emisiune dedicată lui Dacă Ivan. Sorin Cârțu care l-a debutat pe Sorin Ivan Sorin Cârțu l-a debutat pe Ivan și îl critică. Ani, cum să te gândești că te urăști de cineva? Bă, Ivane, nu te urâm. Te iubim că ești fotbalist. Una-i una, alta-alta. Spune-mi doar ce vedem. Atât. Corect. Ei trebuie să înțeleagă. Ei sunt actorii principali. Ei au responsabilitatea rezultatelor, dar trebuie să fie mai atenți cu nuanțele astea, cu comunicarea asta. Că eu sunt sigur, uite, eu n-am fost la nivelul lui Ivan. Eu am fost un fotbalist modest, poate, sau util.
Ești modest, Robert, ești modest. Și acum ești modest. Că ai rămas în istorie cu Dinamo Foresta. Dar văd că în spatele tău, auzi, în spatele tău văd că ai poze multe cu Rapid. Ai mai multe poze decât meciul la Rapid. Una caldă, una rece. Da. Bine, Robert, mai e ceva? Că ți-am zis, avem un direct. Avem cu Dragoștean, cu ziua lui azi. Da, știu. Multă sănătate lui Iancu, sper ca Rapidul să câștige la Sibiu. Credeam că zici că sper ca Rapidul să câștige cupa, așa am crezut. Vine Măldărășanu peste voi, să vezi. Ei se duc peste la cupa acolo cu Petrolul. Da. Cum ai zis? Cupa o va câștiga Rapidul, pentru că anul ăsta ai văzut, unele echipe sunt nemulțumite, alții spun că această competiție cade în plan secund. Nu cade niciun plan. Bine, Robert, mulțumim. Facem corteo pe tot de nou. Da, mulțumim. Ce corteo faceți, mă, și voi sunteți cu corteo? Corteo pe tot de nou după ce câștigăm cupa. Deci fiți atenți. Mai înțeles? Voi fiți atenți. Ca să înțelegeți ce e la CSEA, da? Ca să pricep. Cât am vorbit cu Robert și cât am dezbătut, mai înțeles? Bă, să fie echilibru, tată, în emisiune. Să fie, mai înțeles. Intră Gigi, să intre și CSEA-ul. Steaua, mai înțeles? Așa. L-am tot sunat pe domnul Cian, care e președintele secției de vorbă. Care, fostul handbalist. Da. Așa, care, domnul, l-am tot sunat, Adi Barna l-a tot sunat pe Leo Badea, producătorii mei, cea mai tare trupă de producători, da? Adi Barna și Leo Badea. Champions League. Noi Europa League. Dar ăștia doi, Badea, Leo Badea cu Barna, da, mai înțeles? Champions League. Să iei de la propriu producător. Cei mai buni. Cea mai tare grupă cu Barnezu, cum îi spun eu, care l-am de 20 de ani și care e cel mai tare producător ever pe sport. Păi și a mai venit și Leo Badea acum. De la Manchester City. Ai transferat transferat de la Manchester City. Da. Deci fiți atenți, da? S-a supărat. Nu s-a supărat nimeni. Cine? Că ăștia de la CSEA, de la minister, nici măcar nu știu să se supere. Da, păi n-au nicio treabă. Ei sunt în... Fii atent. Doar un secund. Dar și asociația 47, AS47, imediat. Sunt celebru, scoate-mă imediat. Fii atent. Și... normal, am spus ce am spus, bă, hai să luăm, așa e normal, că așa îți faci o emisiune, nu? Da, frumos, echidistant, hai să luăm, să vorbim cu cineva. Mă rog, domnul Bichir nu vorbește oricum cu nimeni, scrie doar pe WhatsApp, e bine că scrie și pe WhatsApp, dar e greu să vorbesc cu domnul Bichir pe WhatsApp în timpul emisiunii. Și zic, hai mă, sunați-l pe domnul Cian, da? Care este șeful secției de fotbal, da. Domnul Cian este, n-am nimic, e un tip chiar, cum să spun, extrem de civilizat, tot timpul când a putut a răspuns, chiar e super, deci chiar e omul întotdeauna cât a putut a vorbit. Și vorbesc băieții mei și spune domnul Cian, ne pare rău, aș fi vrut să vorbesc, dar zice, am nevoie de acceptul comandantului, ne-a interzis la tot să vorbim, nimeni, interzis scris cu majuscule, nimeni nu mai are voie să vorbească. Păi bine, bă, ies echipciu, vă face praf, vă face imaginea praf, râde de voi, mai înțeles? Și de la voi nimeni n-are voie să vorbească. Fii atent. Iar Bichir le-a interzis la tot să vorbească. Păi cum să faci, bă, spor fără comunicare? Unde ați mai pomenit? Așa, noroc cu AS47, care... Deci cum, mă, tu să nu faci CSEA Steaua, tu să nu faci un comunicat în care să dai de pământ cu Chipciu? Dar de ce să dai meme? De pământ? Bă, să te ape. Nu există. Oia. Trebuie să iei. Nu există, Aline. Oia. Trebuie să iei. Nu poți să lași pe Chipciu să te calce în picioare. Oia. Și tu, că ai dreptate sau n-ai, să n-ai un punct de vedere oficial. Păi zice, nu e adevărat din ce a spus Chipciu. Nu contează. Ce? Găsești argumente. Găsești, Aline. Aline, ce-i făcea meme lui Chipciu dacă era la CSEA? Da, așa e. Da. Nu l-a certat pe Chipciu că a zis prea multe. Pentru asta trebuie un bataion. Chipciu nu mai dă de declarație o lună dacă era meme la CSEA. Noroc, fii atent. Noroc, da? Așa, noroc, noroc cu comunicatul lui AS47, toți suporterii care au răspuns lui Chipciu, cred că pe Facebook, da? Îl ironizează, îi pun o poză, sunt celebru, scoate-mă de aici și zice așa.
Chipciu pare să fie destul de frustrat și asta nu poate fi decât din cauza faptului că a înțeles ce spuneau suporterii steliști și anume că el nu a avut niciodată ocazia să joace pentru Steaua București. Declarația lui, continuă comunicatul, postarea celor de la AS47, care măcar au dat o postare. Declarația lui vine pe fondul acestei frustrări și a negării lui. Dacă vă întrebați despre echipament, atât cel al Stelei cât și cel al lui Ucluj sunt furnizate de aceeași companie, Ergol. Da. Singurul fake la care face referire este probabil clubul pentru care a evoluat Chipciu între 2011 și 2016. În privința declarațiilor sale, continuă în postarea pusă de cei de la AS47, trebuie să recunoaștem că au fost cel puțin amuzante, mai ales atunci când a repetat cu insistență că copiii făceau poze cu mine și jucătorii, dacă îi întrebai, erau fanii mei. Dacă un jucător care începe o conferință de presă cu un mâncați-aș gura ta a ajuns să fie o asemenea vedetă... Stai puțin, n-a fost conferință de presă, a fost o înregistrare dinainte și o cameră... Da, o secundă. Dacă un jucător care începe o conferință de presă cu un mâncați-aș gura ta a ajuns să fie o asemenea vedetă, nu putem decât să zâmbim. Pe viitor va trebui să primim mai bine astfel de vedete cu ghilimele de rigoare. Postarea lui AS47, care măcar au avut o reacție, au dat o postare. Ceva, a, și ceva. Ăștia, alți curajos de la AS47, care se ascund în spatele tastelor și nu intră în emisiuni. Mai zis, bă, dar de bine, de rău, bă, de bine, de rău. Au zis ceva. Hai să mergem la Dragoș Iancu, că mi se spune că avem legătura. Dragoș, salut! Bună ziua! Salut și la mulți ani, în primul rând! La mulți ani! Mulțumesc! La mulți ani! Zi tu cât ai făcut, ca să nu zicem noi! 21! Bravo! Mamă. La mulți ani și noi toți îți urăm într-un singur glas și chiar vreau să-i urăm sănătate și să te recuperezi într-un timp rapid! Cum e, Dragoș? Cum e de ziua ta în spital? Păi nu... Mi-am imaginat că să fie așa, ziua mea, aveam alte planuri, dar mergem înainte, îți mai bine pe zi ce trece. Sincer, ești așa puțin trist că faci ziua de naștere în spital? Da, îți dai seama un pic așa frustrat, da? N-am ce să fac. Adică puțină tristețe în sufletel? Îți dai seama, da, puțin. Da? Cu ce gânduri te-ai trezit azi dimineață de ziua ta? Da, asta îmi doream să revin cât mai repede odată, să măcar să merg acasă, să mă lasă să mă externeze, că să treacă o săptămână, două, trei, să încep recuperarea, că altcum va trece timpul. N-am înțeles. Ai primit ceva mesaje? Cine te-a sunat? Sau cine a fost primul care te-a sunat de ziua ta astăzi? Părinții m-au sunat. Da? Și da. Fratele, da. Da? Când? La ce oră te-au trezit? Sau la ce oră te-au sunat? Ieri la 12 și verișorii mei cu care mă înțeleg foarte bine și m-au sunat toți. Azi noapte la 12, nu? Da. Am înțeles. Mă auzi, te văd așa, totuși așa trist. Ești un tip foarte curajos, dar ai o mască de tristețe așa. Adică sub zâmbetul tău de bărbat adevărat, că îi se vede pe tine că ești un bărbat adevărat, ai așa o tristețe, Dragoș. E normal să... Da, îți dai, sunt un pic și obosit, nu prea am dormit foarte mult, să zic, azi noapte am adormit târziu. Sunt un pic trist, îți dai seama că nu, nici mie nu-mi place situația în care îți, dar n-am ce să fac. Corect, așa este. Apropo, părinții tăi cum au reacționat când au văzut ce s-a întâmplat? Cum a fost părinții? Cum s-au speriat? Cum a fost cu părinții? Da, îți dai seama, nici nu vreau să mă gândesc ce a fost în sufletul lor, când au văzut faza la televizor, după ce am ieșit de la spital, am reușit să vorbesc cu ei, erau, na, îți dai seama, foarte, foarte supărați. Plângeau, Dragoș? Da, îți dai seama. Adică mă gândesc că mama, nu că mama care... Da, tot... maică mea era, să zic, cea mai afectată. Uh-huh, uh-huh. A plâns săraca, a? Da. A? Și ce ți-au zis? Ce ți-au zis? Te-au încurajat? Ce ți-au zis? Ei cum îți spun? Cum îți spun părinții? Cum te alintă? Dragoș. A, Dragoș. Și ce ți-au zis atunci când ați vorbit după accidentare? Să fiu tare și să mergem înainte. Da. Dragoș, cum a mers operația? Când sper să te refaci? Hai să vorbim de lucruri. Hai să vorbim așa, cu optimism. Hai să fim mai optimiști, că e ziua ta, știi cum e. Da. Cum a decurs operația? Foarte bine, în ce mi-a spus domn doctor.
a durat puțin mai mult, nu a fost operație ușoară. Dar totul e bine, totul merge spre bine. Și sper că, cum mi-a spus domnul doctor, în 3 luni jumate, 4, să pot să revin pe teren. Sper că în cantonamentul de iarnă să pot să mă duc pe echipa. A, deci există posibilitatea chiar să fie undeva recuperarea mai rapidă la 3 luni, 3 luni jumate? Eu sper că da, da. Am înțeles. Da, te rog, Florin. Da, salut, Dragoș. Florin Gardu. Bună, bună ziua. Te văd așa pe imagini și îmi aduc aminte de... Că nu de mult am fost și eu în spital, tot... Ești în Italia? E la Monza. Tot în Italia. Nu, București, la spital. La Monza, în București. Ok. Eu, mă rog, am fost în Italia ultima oară. Am 5 operații la piciorul drept. 3 dintre ele le-am avut fractură tibie și peroneu. Mă rog, vorbim de acum mult timp, nu jucam fotbal încă. Ce vreau să zic, că în momentul în care am ajuns în Anglia, după cele 3 operații de așa, s-au mirat și cei de acolo că mi-au văzut piciorul și a zis, incredibil că ai ajuns la nivelul ăsta. Ideea e că, nu, îți spun așa o părere, că am trecut prin ele. Nu există niciun motiv pentru care să nu fii la același nivel. Recuperarea o să fie monotonă și lungă, dar limitările sunt doar mentale. Probabil ți s-a spus chestia asta, încearcă să fii pozitiv. E cel mai greu să fii pozitiv în momentul în care lucrurile îți merg prost. Dar încearcă să fii pozitiv și o să vezi că... Deci câte operații ai avut? 5 toate la piciorul drept. 5 și 3 cu tibie și peroneu? Sau 3 au fost de tibie și peroneu pentru că în momentul când eu am avut un accident de mașină. Da. Așa am avut fractură deschisă, tibie și peroneu. Practic piciorul meu a târnat în tendonul Ahile. Era ceva groaznic. Era un medic de gardă, era duminica. M-a operat, dar mi-a închis mai mult rana, nu m-a operat bine. La 3 zile distanță m-a operat doctorul care era cel mai priceput specialist. Și mi-a pus niște tije, am avut niște tije metalice în picior care mi-au fost scoase la, cred că la vreo 3 luni distanță. Deci aia a fost a 3-a operație. Și la 3 ani distanță m-am apucat de fotbal. Cam asta a fost. Și pe urmă am avut cele 2 la ligamentul cucișat. Auzi, Dragoș. Deci 3 operații. Adică chiar poate să fie un exemplu motivațional ce a spus Florin pentru tine. Serios. Da, știu. Chiar da. Da, trebuie să fii, știi cum e, ușor de aici, noi suntem la emisiune și e simplu să-ți dăm sfaturi. Știi cum e, cu sfaturile ușor, Dragoș, toată lumea îți dă sfaturi. Dar sunt convins că vei fi puternic. Dragoș, eu am fost pe stadion, Vivis, în Răchită, am fost pe stadion și mă uitam la meci și din acea alunecare a lui Țicu, eu nu mi-am dat seama că am jucat și eu fotbal, că e accidentare gravă, doar după reacțiile colegilor tăi. Am zis că este ceva grav și atunci când m-am uitat la reluare pe televizor, mi-am dat seama ceea ce s-a întâmplat. Crede-mă și cred că Țicu ți-a spus și toți care eram pe stadion, am ajuns la concluzia că n-a fost intenționat. El te-a lovit cu genunchiul piciorului drept, cu genunchiul care era pe teren. Și eu spuneam că dacă era un teren sintetic sau și nu aveai crampoanele înfipte în pământ, nu era așa accidentare gravă. Eu cred că l-ai iertat pe Țicu. Am văzut că a fost și la tine la spital. Da, chiar Dragoș, l-ai iertat pe Țicu? Da, normal că l-am iertat. Știu că n-a fost nimic voluntar. Vrea să mă lovească și a vrut să-mi pun un blocaj la minge din ce am vorbit cu el, cu piciorul de sus, cu stângul. Da. Și cu dreptul m-a prins pe pământ. Dar chiar l-a iertat așa din inimă sau o spui pentru opinia sincer, publică? Da, nu, sincer, da. Da? Ești un om credincios? Crezi în Dumnezeu? Da, da, mult. Da, crezi? Da. Da? Adică o spui și ca un om credincios, da? Adică nu o spui așa, știi, ca să dea bine la opinia publică, nu? Da, normal. Am înțeles. Spune-mi, dureri mai ai? Nu, de alaltă ieri cred n-am mai avut deloc, nici calmante n-am mai luat, chiar n-am mai avut dureri. Deci, dar în primele, în atunci după ai avut dureri mari după accident? Da, până am ajuns la spital la Ploiești am avut dureri foarte, foarte mari. Așa dureri nu am mai simțit niciodată până e tot rugam să-mi dea ceva de durere, dar nu cred că nu știu dacă aveau voie. După am ajuns la Ploiești și m-am adormit acolo la spital. A, te-au adormit. Dar, Dragoș, știu că e greu și îmi cer scuze, e o întrebare jurnalistică și nu vreau să consider că n-am delicatețe și te rog să mă scuzi pentru întrebarea asta.
Poți să ne spui, să ne povestești ce ai simțit în momentul ăla pe gazon? Ce ai simțit? Și încă o dată îmi cer scuze, dar sunt jurnalist, știi cum e, datoria mea este să aflu. Știu că e o întrebare dură pentru tine și încă o dată ți-am zis, te rog să mă ierți pentru întrebarea asta. Da, ce am simțit? Ce, asta că nu-mi venea să cred când mi-am văzut piciorul. Nu-mi venea să cred când arată primul gând a fost dacă mai pot să joc fotbal. Și ți-ai văzut piciorul bălângănindu-se, practic, nu? Da, da, îl vedeam așa întors într-o parte și nu-mi venea să cred că arată așa. Uh-huh. Și în secunda aia ce ai simțit? O durere atroce sau teama de a nu mai juca fotbal era mai importantă decât orice durere? Teama asta, cred că era... Și după câteva secunde am început să simt și durerea mare. Aha. Când ți-ai dat seama că e grav? Când te-au înconjurat colegii? Sau când ți-ai văzut piciorul bălăgărindu-se? Când mi-am văzut piciorul, mi-am dat seama că nu e ceva, că e ceva grav. Aha. Și primul gând ăsta a fost, Doamne, dacă nu mai joc fotbal? Da, da. Da. Asta a fost cea mai mare frică. Da, deci aia te-ai gândit în fracțiunea numărul 1, în secunda numărul 1. Da, și tot drumul, până am ajuns la spital, până am ajuns la domn doctor, la Dinu, care îi mulțumesc mult. Uh-huh. Aici la Moza, a venit de acasă să mă vadă, era liber, era cu familia, duminică seara, și a venit să mă vadă. Și după ce am vorbit cu el, să zic așa, m-am mai liniștit. Am înțeles. Te rogi, Dragoș, te rogi? Da, da, fiecare seară, normal. Mai te rogi și mai tare acum decât cu accidentul? Eu tot timpul mă rugam, nu era seara. Adică sper, adică îi cer lui Dumnezeu să te ajute, să fie lucrurile bine? Da, bineînțeles, bineînțeles. Da. Spune-mi, ce ți-au pus acolo la picior, că eu nu mă pricep, ce ți-au pus? Ți-au pus ceva metalic sau povestește-ne puțin. Păi da, am acolo unde mi s-a rupt peroneu, nici am înțeles, era ultima problemă, era, să zic, a treia. Primele erau ligamentele de la gleznă, care erau cele mai importante. Acolo la peroneu mi-a pus o placă de titan. Aia din ce am înțeles o să se scoată peste vreo un an. Și mi-au prins ligamentele la loc. A, și placa de titan cum se pune? Cu șuruburi sau cu ce ți-au pus? Da, da, are mai multe șuruburi. Am înțeles. Dar practic care a fost diagnosticul tău final? Care e diagnosticul tău final? Păi ruptură de peroneu și ligamentul deltoid și nu știu cum se numește ăla... Tot acolo la gleznă, două ligamente pe exterior și pe interior. Uh-huh. Alea două au fost rupte. Uh-huh. Ți-a revenit în cap faza aceea faimoasă cu Lăcătu și cu Ardeleanu? Eu nici, sincer, nici nu mi-o amintesc bine. Eu cred că era născut copilul ăsta. Nu, credeam că ai văzut-o de-a lungul timpului, știi, că e faza faimoasă. 2003. Da. Dragoș, ce cadou ai primit azi de ziua ta? Chiar mai înainte a venit fratele meu la mine, că e și el la București, mi-a adus un tort, dar chiar când se suflă în lumânări m-a sunat, să zic așa. Aoleu, am înțeles, deci noi te-am oprit ca să sufli. Da, nu-i problemă, te am prins toată ziua. Și ți-a mai, ne arăți tortul? E pe masă să ni-l arăți? Da, cu te? Aici. Ia, da. Ia arată-ni-l, dacă poți, ia să vedem și noi tortul. Ia. Ce tort frumos ai. Da. Chiar ai un tort deosebit. Și vreun cadou ai primit ceva? În afară de tort și de bună dispoziție, ți-a adus ceva fratele tău? Păi n-am nevoie de nimic acum, sincer, numai sănătate și să fiu bine. Chiar nu n-am nevoie de niciun cadou. Dragoș, de ziua ta astăzi, ce gânduri ai? Cât de optimist ești că vei reveni iară? Pentru că te văd și îți mulțumesc că ai acceptat să intri cu noi în direct. Asta arată multă tărie de caracter. Te văd un tip foarte puternic, chiar dacă e clar că ești trist de ziua ta și îmi pare rău, dar e inevitabil. N-ai ce să faci, că știi cum e. E greu să stai cu zâmbetul pe buze într-o astfel de situație. Ce gânduri ai astăzi de ziua ta? Ce ți-ai promis? Ce ți-ai promis ție, apropo de accidentarea asta? Asta, să trec peste, să fiu tare. Eu sunt foarte optimist, chiar sunt foarte optimist. Toată lumea m-a încurajat și, nu știu dacă ați văzut, chiar și domnul Cristi Chivu m-a sunat și mi-a povestit și el despre accidentările care le-a avut. Nu știu, povestește-ne, nu știu, ce a zis domnul Chivu? Da, mi-a spus și el că a avut o grămadă de operații și nu trebuie să stau, să zic, să plâng de milă, trebuie să fiu tare și să mă duc înainte, că nu am ce face. Uh-huh.
tot o să fie bine, acum toate se rezolvă. Da, așa e, tehnica cu tehnica toate se rezolvă. Pe lângă Chivu, oameni mai cunoscuți, așa, cine te-a mai sunat să te încurajeze? Dan Roman a mai sunat, care a avut o, ce l-a avut așa, ce o accidentare, cred că asemănătoare cu a mea. Uh-huh. Da. Rica Neaga, Cosmin Băcilă. Uh-huh. Multă, nu știu dacă, nu, dacă uit pe cineva, dar m-au sunat mult. De la federație, de la ligă, te-a sunat cineva? De la ligă nu, cred. Nu. Nu? De la ligă sau de la federație ai primit vreun telefon? Nu, cred. Am înțeles. Dragoș, Dani Coman ți-a propus prelungirea contractului, așa am înțeles, nu? Și vei avea și da, așa m-am auzit și eu, da, așa m-am auzit și eu. Deci, mulțumesc foarte din, mult. Din punctul ăsta de vedere, să stai liniștit că Dani se ține de cuvânt și știi, tot ceea știi. Ce se întâmplă la Sibiu, să știi că și patronii Rotar și domnul cine mai este, sunt alături de tine și, da, și vei avea prelungire de contract și cu salariul mărit ca să-ți demonstreze că sunt alături de tine, pentru că erai jucător care prinsese echipa, uite, plecarea lui Opruț în Belgia, îți deschise ție poarta. Mă gândesc, Dragoș, că asta și asta pe lângă accidentare și te-a durut faptul că și aveai o șansă acum să joci, nu mă gândesc, nu? Da, da, să zic așa, că aveam un segumpit de continuitate, că și anul trecut am mai jucat, n-am mai jucat, dar anul ăsta, să zic, era anul meu. Dar eu chiar sunt optimist și sper că din retur să pot să mă bat din nou pentru locul meu. Da, am citit în ziare, e adevărat că și la debutul tău în Superliga a fost un accident? Ai fost ghinionist cu gazul, cu gaz metan? Da, exact. Chiar mi-a rupt ligamentul colateral chiar la debut. Deci chiar în meciul de debut în Liga 1? Da, da. Aoleu, ești, m-auzi, ce facem să dăm mai mult noroc, să fii mai norocos? Da, că asta spuneam și eu, că asta e mai mult frustrat, că nu mi-a rămas piciorul la nicio accidentare, să zic, că eu slab, să... Tot au fost lovituri. Mm-hmm. Să zic, la o întoarcere sau la ceva, să mi se rupă ligamentul, tot au fost lovituri. Mm-hmm. Da, mult... Și cu asta spun că-s foarte cu ligamentul ăsta, tot la domnul doctor Dinu. M-am operat și chiar nu mai simt nicio diferență față de cum a fost. Asta e bine. Dar să sperăm că ăsta a fost ultimul ghinion, Dragoș. Să sperăm că a fost ultimul ghinion ăsta. Da, asta sper și eu, să fie ultima. Da, mă auzi? Știu că pe noi ne-au sunat și vroiam să te întreb, pentru că tu ai făcut un gest extraordinar și mă uit la tine așa și mă uit ce băiat ești așa, știi? Și pe cuvânt, îmi pare și mai rău acum că te-am cunoscut prin intermediul Skype-ului. Te văd ce om de caracter și ce om frumos ești, adică se vede pe tine. Și știi că te-au sunat băieții mei ieri de la Fanatic? Ne-a sunat un domn din Anglia, noi nici nu-l cunoaștem, care a zis că vrea să trimită bani mult să te ajute și tu le-ai spus, domne, nu, mulțumesc, îmi plătește Hermannstadt. De ce ai refuzat totuși banii unuia care poate te ajutau să te recuperezi mai repede? Adică de ce ai refuzat banii? Da, nu știu dacă se mă ajutau să mă recuperez mai repede, că clubul e alături de mine, ei au spus că îmi plătesc operația și recuperarea și în rest n-am nevoie de altceva, doar recuperarea și să fie foarte bine făcută. Din ce am înțeles o să merg la Ovidiu Curti, la PSV. Da. Am înțeles că e foarte bun. Ești pe mâini bune. Da. Deci totuși, ești într-o situație dificilă și tu refuzi banii. Da, nu mă încălzesc pe mine acum banii, să zic așa, chiar nu... Doar să-mi revin cât mai repede, asta am în cap. Am înțeles. A, și deci vei face toată recuperarea cu Curti, vei face recuperarea, a? Da, din ce am înțeles, da. Aha. Da, asta e bine, asta e o nouă veste bună, ca să zic așa, știi? E o veste bună. Îl știi pe Ovidiu, pe Curti? Da, auzisem de el înainte, nu îl știu personal, dar am auzit de el. Am înțeles, da, astea-s vești bune. Bun, ce să spunem, îți urăm multă sănătate, te lăsăm să sufli în lumânări, să știi că vreau să te întreb... Cum ți s-a părut totuși, acum pe final vreau să te întreb, cum ți s-a părut totuși această solidaritate în jurul tău a tuturor? Da, am văzut și eu. Le mulțumesc tuturor. Chiar nu mă așteptam. Stați. Da, s-a întrerupt Skype-ul. Mulțumim mult lui Dragoș și urăm multă sănătate, ca să zic așa. Adică chiar...
ar fi senzațional. Să-și revină și să-și revină și în... Să-și își revină va reveni, și în care are 21 de ani, își va reveni, e tânăr. Cum? Se vor suda oase, e tânăr. Uh-huh. La 21 de ani, da, își revine. S-a, dacă s-a refăcut, puneți-l pe ecran. Da, da, s-a întrerupt puțin. Asta vreau să te întreb. Ai fost impresionat pentru că, uite, toată lumea, de la oameni de fotbal până la jurnaliști, până la oameni simpli, adică de mult n-am mai văzut o solidaritate în jurul unui fotbalist ca în jurul tău, sincer îți spun, poate niciodată, sincer. Da, știu, s-am văzut și eu, s-a mediatizat, să zic, foarte tare, că, nu știu, așa, accidentare, cred că nu se întâmplă, să zic, în fiecare an sau... E mai rar și am văzut și eu că foarte, foarte, am primit sute, mii de mesaje de la foarte multă lume. De la cunoscut, de la necunoscut, toată lumea alături de mine. Te așteptai să primești mii de mesaje, să fie solidaritatea asta? Te-a emoționat? Da, vă dați, nu mă așteptam. Mă așteptam, nu, lumea pe care o cunosc să-mi fie alături, dar a fost mai mult decât mă așteptam. Da, asta e un lucru extraordinar și asta înseamnă, știi cum e, că și românii, uite-te, sunt alături într-un moment din ăsta mai dificil. Te lăsăm să sufli în lumânări, te așteptăm în retur să fii iară pe teren, da? Adică locul tău acolo, mai înțeles, e ținut acolo să te întorci în forță și spune-ne așa un gând de final. Spune-ne ce crezi tu că se va întâmpla și când vei debuta după părerea ta pentru echipa națională a României? Nu știu ce zic. Eu sper că următorii 2 ani, 2-3 ani să debutez. Eu sunt foarte încrezător și știu ce pot. Și ai o încredere de fier în tine, corect? Da, chiar da. Ai încredere de fier. Salută-l din partea noastră și pe Picior, da? Salută-l pe Picior, da, din partea noastră. Spune că, cum să spun, îi urăm în sănătoșire grabnică și încă o dată la mulți ani, multă, multă sănătate și o zi de naștere așa cum e, cât mai frumoasă. O zi de naștere care totul să ți se ducă la suflet și măcar ca acum să-ți aducă un mic zâmbet. Bine, mulțumesc frumos. Mulțumesc. Și noi mulțumim. Îți ținem pumnii și suntem cu ochii pe tine. Nu scap de noi, să știi. Vezi că da, nu scap de noi. Da? Peste o lună iar te sunăm. Cum stă recuperarea? Ești harnic, nu ești puturos. Vezi că stăm cu presiune pe tine, da? Să nu te lași. Da, da. Să spui filmele cu Rocky, da? Să spui filmele cu Rocky, da? Da, că alea, știi că alea-s motivaționale. Da, motivaționale. Bine, e în regulă. Mulțumim mult de tot și la mulți ani încă o dată cu sănătate. La mulți ani, Dragoș. A fost Dragoșean cu un băiat. Ce? Modest, se vede artelean, cum vorbea. Și emoționat. Se simte în glasul lui tristețea. A spus, avea șansa prin pe care lui Opruț să prindă acolo în partea stângă, ca fundă stânga, să joace meciul. Era, cum să spun, era un fel de mijlocaj, jucat da, mai după stânga. Era under 21. Opruț nu era. Opruț nu mai era. Nu. Acum probabil că vor juca cu acel Jipa care a intrat. Jipa a intrat în locul lui Jipa. E băiatul lui Jipa al nostru? Nu, n-are nicio legătură. E cel care a jucat la Chindia. La Chindia, știu că a jucat la Chindia, dar Târgoviște Ploiești, m-am gândit că o fi băiatul lui Jipa, nu? Nu, mitigare, doi băieți, amândoi au cocheta cu fotbalul până la nivel de junior și un pic la senior. Bă, genul ăsta de imagini de regulă impresionează. Deci la noi au fost alea cu lăcătușa. Nu, dar să știi că pe vremea impresionat și Dragoș acum. Da, sigur, sigur. Nu, cum să spun, după au fost alea cu Emil Săndoi, mult mai de mult, cu fractura. Dar tu n-ai avut și tu o problemă în asta cu băcilă? Ba da. Nu ai rupt piciorul lui băcilă? Ba da. Fix aceeași accidentare? I-ai produs aceeași accidentare? A fost mai sus și n-a avut ligamentele de la gleznă. A avut doar tibie peroneu. Și cum a fost, Florine, cum a fost atunci pentru tine? Tu erai țicu, cum ar veni acum. Foarte greu. Adică, povestește-ne puțin. Pentru că poate, vezi, cum tu i-ai dat un exemplu și i-ai spus niște lucruri frumoase, motivațional lui Dragoș, așa, poate și țicu se uită la emisiune, știi, că și el e într-un moment critic emoțional. Mi-a fost foarte greu, trebuie să recunosc. Așa, sigur că momentul ăla nu prea interesa pe nimeni cum mă simt eu și e era normal, pentru că jucătorul accidentat era Cosmin Băcilă și el trecea prin... Cam aceeași accidentare ai produs, nu? Oare? Cam aceeași. Și faza...
oarecum asemănătoare. Am fost la spital, același lucru practic le-am făcut și eu. Am fost la spital la el a doua zi, mi-a fost foarte greu să-l văd, îți dai seama. Bagi un om în spital, până la urmă, e o situație dificilă. Am fost făcut cum criminal, și nu, cum va fi și țicu. Da. Nu va fi pe social media cum a fost la mine a fost și altceva, că eu eram la Steaua, adică eram mult mai mediatizat. Și deci Lăcătușul a fost atunci, cum a fost Lăcătușul? Numai că nu era social media atunci. Da. Era destul. Era prima ce, pagină cum din prospod. În toate felurile? Criminal, măcelar. Da. Mi-au urat să pățesc și ți-ai închis, ți-ai închis pagină? Nu, n-am închis-o, dar la un moment dat nu mai uitam nici la mesaje, pentru că... Dar psihic, cum a fost psihic perioada aia? A fost cea mai grea perioadă din carieră. Chiar mai grea decât perioada în care nu am accidentat eu ulterior. Uh-huh. Pentru că pe lângă toată nebunia și media, luasem 10 etape în prima fază de suspendare, pe urmă s-a mai redus. La scurt timp am mers la echipa națională, am fost convocat la echipa națională și m-am accidentat destul de rău. M-am făcut o întorsă de gleznă și am stat în atelă câteva zile. Am avut și eu în familie o problemă, bunicul meu la care țineam foarte mult a decedat. A fost o perioadă în cât timp psihic ți-ai revenit după accidentarea care ai dus-o lui Băcilă? Cam cât? Jumătate de an? Puțin mai mult, pentru că... Un an? Aproape? Am stat cu acea atelă pe gleznă. Nu, vreo psihic 3 săptămâni. Psihic te întreb. Da. Să spun cadru. Și am revenit. Și în meci de Europa League, pentru că nu mai puteam să joc campionat, am avut o ruptură musculară foarte, foarte urâtă și am stat vreo 7 luni. Deci cumva toată nebunia asta acumulată m-a afectat. Deci cam un an a durat cu totul. Da. Adică cam la 8 luni, cred, după ce l-am accidentat pe Cosmin Băcilă, am jucat primul meci, un meci cu Vaslui pe Ghencea și a fost momentul în care am zis, în sfârșit, sunt bine. S-a terminat calvarul. S-a terminat nebunia și... Calvarul. Și după aia a început iar cariera mea să o ia în sus. Am înțeles. L-ai ajutat pe Băcilă cu bani? Cu bani nu l-am ajutat pentru că, în primul rând, n-aveam nicio posibilitate. Aveam salariu de 4.000 de euro atunci la Steaua. Venisem de un an, abia trecuse primul meu sezon la Steaua. În schimb, promisiunea... Sigur, a domnului Gigi Becali a fost că îi va oferi un contract în momentul în care își va termina contractul cu Pandurii. Din ce știu, i s-au și oferit acel contract, dar, mă rog, nu s-au înțeles, nu știu exact care au fost discuțiile, negocierile. Uh-huh. Și cam asta a fost. N-ați mai vorbit, nu, cu Băcilă de acolo? Nu. Am vorbit la un moment dat, să zic, la 4-5 luni venise Crăciunul, mi-am dat mesaj sau ne-am auzit la un telefon. Ulterior ne-am mai întâlnit, era în perioada de recuperare și am jucat la Pandurii și m-am întâlnit cu el acolo și cam... Da, avea resentimente? Avea. Așa mi s-a părut, asta am simțit. Se pare că ăla cam și n-a prea mai jucat până la... Parcă nu, la un Cluj un pic a încercat să... Nu, deci a avut resentimente. Adică ai simțit că el nu te-a iertat, el, în suflet. Da, așa am simțit. Câți ani avea Băcilă atunci? Spre 30? 29, 30? Cred că da. Deci nu te ierta, nu? Așa ai simțit nu, că nu. Nu. Adică se uita cu patimă spre tine. Se uita, dar... Din vorbele lui, a? Îl întrebau, pentru că... Na, fiind un caz foarte mediatizat, era sunat și mereu aveam impresia că mă înțeapă în vreun fel și că îmi pare rău. O să intrăm imediat în direct cu Gianni Chiriță. Ce-i transmis lui Țicu? Ce sfat îi dai? Că ai trecut prin așa ceva? Să încerce să ignore mesajele foarte răutăcioase. Hate-ul, pentru că, în păcate, asta e social media. Să fie și el, să fie curajos, să depășească momentul, pentru că e fotbal și inevitabil se întâmplă. Atâta timp cât nu-ți dorești să faci ceva intenționat și n-ai o intrare criminală în sensul că se vadă clar că tu te duci cu talpa să lovești pe cineva, nu trebuie să te simți, cum să zic eu, foarte rău și vinovat să nu, pe viață. Da, să nu depășești momentul. Sigur, va dura și la el o perioadă până își va reveni, va fi și o suspendare. De să ignore, nu? Ignor. Da. În mare, da. Da, hai că mergem la Gianni Chiriță, care e și el pregătit. Gianos, te salutăm cu drag! Vă salut și Horia, cu respect! Salut! Gianni, ce părere ai de accidentarea asta lui Dragoș? Da, e o accidentare foarte urâtă și gravă, doar că avantajul poate să fie că este jucător tânăr și se reface mult mai repede.
Cum ți s-a părut intrarea lui Țicu? Cum ți s-a părut toată? Cum, așa ție ca fost mare fundaș? Din păcate, foarte energică și fără să gândească, pentru că acolo nu mai aveai nicio șansă, nici măcar la minge, și aproape trebuia să calculezi că te duceai în om. El nu și-a calculat energia și s-a dus foarte tare pe el. Adică crezi că putea fi evitată de Țicu accidentarea asta? Da, pentru că, în primul rând, și astea, intrările astea prin alunecare și puțin mai agresive, trebuie să antrenate la antrenamente, să știi. Adică nu e chiar așa. Și la antrenamente, când mai intra cât un bezmetic de ăsta, îl opream și zicea, băi, ușor, vezi că ne accidentăm. Uh-huh. Adică și astea trebuie la antrenamente exersate. Uh-huh. Adică ți se pare că a fost o intrare de bezmetic al lui Țicu? Cu siguranță că da, fără să-și calculeze energia și pașii. Mm-hmm. Da. Tu ai trecut prin așa ceva? Ai trecut prin accidentări sau te-a ferit Dumnezeu? Am avut o accidentare gravă tot la glezdă, tot așa, jucam la Gaziantep, țin minte, și m-a prins cu glezda pe pământ și mi-a făcut și mie fractură de cartilagii și două ligamente. Mm-hmm. Și cum e? E greu, nu? Adică recuperarea e grea, a? Da, minim șase luni. Mm-hmm. Da, minim 6 luni. Cât crezi că e de... Tu cât ai luat atunci, Florine? Cât ai luat când l-ai faultat pe Băcilă? Câte etape 10 luat? Inițial, dar nu mi-aduc aminte după apel. 10? Cred că 5 sau 6 au rămas după apel. 5, aha. Da, da. Deci e greu, Gianni, nu e ușor, nu? Cu o accidentare din asta, nu? Este foarte greu, lui ca jucător îi va fi foarte greu, pentru că revenirea și recuperarea contează foarte mult, iar revenirea pe teren... El, când o să revină pe teren, cu siguranță o să-i fie foarte frică. Aha. Ia, explică-ne puțin, că tu ai fost... Păi, care e psihologia? De ce o să-i fie lui Ian cu frică? Gândește-te că durerea este maximă, mai ales după operație. Recuperarea va fi grea și gândește-te că el are trauma aia. Îi va fi frică să intre în contacte. Asta va fi factorul psihologic pe care trebuie el să-l treacă. Mhm. Deci ăsta e frica, nu? Frica de contact, frica de durere, nu? Asta va fi, că recuperarea o să fie. Dacă se face cum trebuie, cu siguranță o să revină. Doar că frica de a intra în contacte, aia o să fie prima lui idee care îi vine în cap. Am înțeles. Și dacă reușește să-și stăpânească frica, va câștiga bătălia, nu? Cu siguranță da. Uhum, am înțeles. Și deci tu zici că totuși undeva la 6 luni ar fi o recuperare totală, nu? Da, cu siguranță. Da, adică cu tot cu frică, ca să zic așa, la pachet. Cu tot cu, de exemplu, ce am avut accidentarea gravă, mi-a fost frică foarte tare să intru în antrenamente, puneam piciorul, mă feream de orice contact și până la urmă am zis, bă, eu nu pot să joc așa, nu am cum. Pentru că ai frâna de mână trasă și atunci primul contact pe care l-am avut și l-am analizat cum trebuie, am intrat într-un contact, într-o alunecare și m-am dus fără frică în el. Deci, practic, ce sfat ai da, i-ai da lui Dragoș? Sfatul este în felul următor. Ce să facă la primul antrenament cu colegii? La primul antrenament cu colegii, clar, să se adapteze, nu să intre cu capul înainte din prima, ușor, ușor să intre pe teren, să facă antrenament, va fi o frică normal, dar după aia să dea drumul la antrenament normal și să intre fără frică, pentru că este refăcut total. Deci cum să-și omoare frica? De fapt, asta e întrebarea. Care e sfatul tău să-și omoare frica? Cum ai făcut și tu la un moment dat când se simte să intre odată ca să gata, să zică gata, domne? Da, să se facă treptat, nu din primul antrenament să intre într-un contact. Treptat să intre în antrenamente, să joace și pe urmă să intre puțin mai tare. Ca să scoată frica asta, să treacă de problemă, de blocajul ăsta, practic, nu? Mental. Exact. Da, am înțeles. Da, no, Doamne ajută să-i dea Dumnezeu, acum știi cum e, o să vedem ce se va întâmpla, să-i dea Dumnezeu, frica va fi, n-ai cum, frica va exista. Nu, inevitabil. Și la tine, nu a fost, da, nu? Da. Nu? Da, trece prin antrenament, da. Te lovești de situații similare, da. Și la un moment dat dispare. Da, Gianni, deja au început apele să se agite la Dinamo, deja au început o parte din fani să-i ceară, sau mă rog, am văzut primele declarații sau oameni care deja îi cer de misia lui Burcă. Păi, Horia, noi am
tot vorbit la început de campionat că ușor, ușor Dinamo trebuie să construiască echipa asta. Într-adevăr, o construim, dar am spus-o că are nevoie de jucători, are nevoie nu doar să aducă mingea până în 16 metri, are nevoie de oameni care să o bage și în poartă. Uite că au venit momentele astea în care ușor, ușor ne ducem spre subsolul clasamentului și mergem pe aceeași deviză. Jucăm, avem lucruri bune și lucruri mai puțin bune, echipa este în creștere. Și am văzut și o declarație a unui conducător al lui Dinamo, a spus că în 3 ani o să ne batem la titlu. Ceea ce pe mine mă deranjează. Ok, noi trebuie să vedem ce avem astăzi de făcut, nu peste 3 ani. Și trebuie să aduci jucători care să bage și mingea în poartă. Aici este problema lui Dinamo. Da, clar, n-au golgeteri, n-au oameni de atac, se vede cu ochiul liber. E o problemă uriașă. Exact, ușor, ușor. Exact cum am spus-o mai devreme, ne îndreptăm spre aceleași lucruri pe care le-am trăit acum 3 ani de zile, în care ne ducem să ne luptăm pentru retrogradare. Iar filmele astea SF, să ne batem la campionat, ar trebui lăsate acolo, închise undeva, pentru că noi avem alte treburi de făcut, avem de luat punct sau puncte. Și la Dinamo nu este de ajuns doar să aduci mingea și jucăm pe niște principii de joc. Așa și... Gianni, te salut, salut. Salut, salut. Fă o socoteală, ia echipele de sus până jos și vezi pe cine bași sub tine în momentul ăsta. În momentul ăsta, azi, 1 octombrie, în 2 zile. Pe cine bagi sub tine, care să fie alea două? La ce arată echipele acum? Care sunt celelalte două care ar merge la baraj? Și tu trebuie să ai, ca să nu mergi nici la baraj, să nu mai treci prin emoții, trebuie să ai 4 dedesubt. Care sunt alea, tată? Din păcate, campionatul s-a echilibrat și nu mai sunt echipele alea care... Păi nu, dar pe valoarea loturilor, pe experiență, pe ce vrei. Pe Transfermarkt, pe bani, pe Transfermarkt, pe ce Vivi. Caută 4, spune-mi-le și mie, care sunt alea. Nu prea le găsim acum la ora actuală. Da, e o soluție de redresare demiterea lui Burcă, Gianni? Nu știu neapărat dacă demiterea lui Burcă este o redresare. Doar că cred că și fanii, suporterii lui Dinamo s-au cam plictisit de discursul ăsta. Au fost și lucruri bune și lucruri mai puțin bune. Echipa este în creștere. Păi da, dar fotbalul se joacă pe puncte, pe goluri, pe rezultate. Ce facem? Când ajungem? Construim o echipă peste cât timp? Că nu ai timp să te bați la campionate dacă vrei să construiești echipa. Nouă ne trebuiesc punct sau puncte. Eu aș schimba puțin discursul și l-aș face în felul următor. Bă, băieți, haideți să luăm punct sau puncte. Faptul că plecăm doi cu mingea, că ajungem, mai construim, ne mai creăm o ocazie, asta e. Dar pe noi ne interesează punct sau puncte la ora actuală. Adică poate fi un șoc demiterea lui Burcă dacă se continuă așa? Acum, pe orice antrenor îl țin rezultatele în fotbal, de când e lumea. Faptul că Burcă are credibilitate, că a promovat cu Dinamo, asta e altceva. Doar că rezultatele or să-l țină în funcție sau nu. Da, deci tu nu crezi că chiar dacă a promovat, rezultatele nu o să-l țină la infinit în funcție pe Burcă? Eu zic că nu, pentru că până la urmă asta te ține în funcție, rezultatele, nu? Mhm. Adică adică poți să faci un șoc la echipă și să-l dai. Adică poate să fie la un moment dat și soluția asta, să aduci al antrenor, nu cum se mai practică. Cine e ăla, frate? Bă. Adică șocul este nou antrenor, nu să-l dai pe vechi afară, că așa nu faci. Nu vine tot pe același lot, nou antrenor. Exact. Păi acum nu mai sunt transferul până în iar. Voi erați câine adevărat, adică erați pitbull, rottweiler, acum cu bișon și cu chihuahua ce vrei să faci? Unde să te duci la vânătoare? Nici de păi tata, vorbim Vivi iarăși de acele transferuri de care noi vorbeam. Păi să spun, dacă n-are buget... Ce să ia Burcă dacă nu are buget? Dacă are buget să le dea 2-3. Păi atunci haide să nu mai vorbim, o lăsăm lăsăm același antrenor și mergem înainte cu capul. Nu, dar problema pleacă de la management, Gianni. Problema pleacă de sus. Eu n-am văzut să
conducătorii clubului Red and White ăștia, să vină să facă o conferință de presă, să prezintă un plan managerial pe următorii 3 ani cu surse credibile de finanțare, cu parteneriat. Nu, totul să vorbească la nivel de... investitorul ăla care da. Să vină să aducă ne milionul. Ne spunea Andone aici în emisiune că i-a propus cineva să vină și la păi să vină, să da. De și euro, să dea cât să dea, pe, da. Așa, să vină ăla să le dea milionul, dar deciziile să le ia tot ei. Da, da, sigur să conducă că ei da. Pe banii altora. Păi și atunci dacă nu se creează un șoc, să zicem că nu o să-l schimbe pe Ovidiu, rămânem așa, niciun fel de problemă, avem rezultatele pe care le avem și așteptăm în continuare. Adică, practic, nu facem decât niște discuții. Adică, practic, așteptăm retrogradarea cu mâinile practic, pe piept. Practic, cam acolo duc lucrurile, să ne batem pentru retrogradare. Da, am înțeles. Deci, tu ești oarecum chiar și spre o schimbare dacă, de antrenor, dacă lucrurile merg tot așa. La o echipă întotdeauna când au mers lucrurile proști și a venit alt antrenor, au făcut lucruri mai bune. Este normal. Așa este în fotbal. Când merge prost, de exemplu, ai 6 înfrângeri, 7. Ce facem? Schimbăm jucătorii sau schimbăm antrenorul? Da, da. Dar Gianni, hai să te întreb ceva, că uite, chiar curios. Da, dacă, de exemplu, să zicem că peste o săptămână, peste două, îl schimbă pe Burcă, tu dacă ai fi în conducere, ce antrenor ai vedea la Dinamo acum? Eu aș vedea stilul lui Dorinel Munteanu, dacă mă întrebați pe mine. Așa, te rog, ia zi. Detaliază. Păi nu știu, aș face o ofertă lui Dorinel Munteanu, de exemplu, să vină la Dinamo, să pună efectiv acea dedicare a antrenorului, cum a fost și ca jucător muncitor și unul dintre cei mai valoroși jucători români, genul ăla trebuie la Dinamo. Exact genul ăla, muncă, disciplină, toată lumea trage la aceeași căruță, nimeni nu se supără, cine se supără, la revedere afară. Deci ți s-ar părea un antrenorul ideal pentru Dinamo, Dorinel? Cu siguranță. Disciplină, forță, nu mișcă nimeni în front, ce are nevoie? Organizare? Organizare, da. Da, organizare. Deci ți s-ar părea ideal, da, la locul lui, chiar de acolo, Dorinel, la Dinamo. Și cu obiective, la modul ăsta, să aducem punct sau puncte, să nu avem science fiction-ul ăsta în cap că ne batem la titlu sau prindem play-off-ul. Să lăsăm jucătorii, să nu le dăm mai mult decât pot ei. Haideți, bă, băie, să aducem punct sau puncte. Nu mai visați la cai vers pe pereți. Crezi că jucătorii au intrat deja într-o vrie cu rezultatele astea proaste, înfrângerile astea pe bandă rulantă? Cu siguranță că au intrat. Este normal să intri. Ai 3 înfrângeri, un egal. Acum vine un meci foarte greu la Galați. Nu știi ce faci la Galați. Presiunea este foarte mare. Da. Și adică mă gândesc că e presiune mare pe fotbaliști, Gianni, nu? 100%. Dacă până acum am mai mers, că ai văzut, au mai câștigat un meci, am lăudat. Au mai câștigat unul, cum le-a câștigat, nu contează, i-am lăudat. Faptul că Dinamo joacă constructiv, că pune mingea jos, foarte bine. Dar până aici nu mă încântă cu nimic, pentru că tu nu iei puncte. Și încă ceva, altă ironie care nu mi-a plăcut, într-o conferință de presă, nu mai știu, tot Ovidiu a declarat că adversarii ne-au felicitat că jucăm bine. Băi, asta este o ironie. La Dinamo n-ai voie să vină adversarul după ce te bate să spună ironii, bravo, ați jucat bine, e ok. Și asta? Suntem Dinamo, băi. Accepta, pe vremea ta, cred că exploda. Dar nu acceptam așa ceva, nici nu exista așa ceva. Cum să-mi zică la mie ironic, bravo, am jucat bine. Și el ți-a dat 3-0. Exact, despre asta este vorba. Hai să ne mai uităm și printre rânduri. Hai să mai vedem până la urma urmei, să acceptăm exact ceea ce am spus și eu. Băi, faceți, bă, ce trebuie, punct sau puncte, să lăsăm filmele SF. Lotul slab, per total? Lotul nu este unul la ora actuală. Mie nu mi se pare unul care să bată la retrogradare, sincer. Adică e un lot mai bun decât retrogradarea? E un loc mai bun de rămânere în Liga 1. Am înțeles. Dar ăsta să fie obiectivul, să iei puțin presiunea după jucători, să nu-i mai umfli după un meci, că au câștigat un meci, să iei presiunea și să adunăm punct sau puncte, să mergi la fiecare meci cu victorie și puțină răutate așa pozitivă. Da, da, am înțeles. Da, bine, ți-am zis, cred că nici valoare nu e Gianni acolo, băieți, mie nici valoare nu mi se pare. Mă uitam la Ghezali, săracu, a dispărut. Zici că nici dar nu mai era idolul tribunelor. Idolul tribunei, salvatorul, 0 barat în Liga 1, în Superliga, 0 barat.
Da, Horia, ai dreptate, sunt jucători și jucătorii. Asta ține foarte mult de antrenor. Probabil că Burc acolo, într-adevăr, a creat în jurul lui o echipă, doar că el trebuie să fie puțin mână de fier. Asta o văd eu din afară și ai văzut jucători care i-au răspuns, îi spuneau că de ce îl scoate, de ce... Păi ce să întrebi, mă, tu de ce te scoate, mă? Te scoate, te-ai dus de tot dacă mă întrebi. Da, am văzut, păi până și politica a început să mârâie la Burcă. Păi asta spun, mai întreb, ce ai făcut politic? Ai trat de două ori pe lângă, ai trecut bicicleta aia ce ai făcut, ai dat un gol și atât. Ai voie să vorbești la Dinamo? N-are nimeni voie să vorbească în situația acum, asta. Și acum ești mare vedetă, nu zici că e mare asta vedetă. Asta spun, și acum, nu, acum ei nu trebuie decât să muncească. Ei, asta trebuie zi de zi vorbi cu ei, muncă, muncă să mențină Dinamo Liga 1. Mm-hmm. Punct sau puncte, restul, că face bicicleta foarte bine, fă-o la 3-0 bicicleta. Mm-hmm. Ai făcut bicicleta, ce ai făcut? Ai luat bătaie. Da, dar te-a iritat politic cu declarațiile alea? Nu m-a iritat. Nu mi-a plăcut faptul că i-a răspuns lui Burcă că de ce îl scoate, că nu știu ce, că el mai poate, că antrenorul e suveran. Eu de asta spun. Un antrenor trebuie să aibă... Deja ziceai că politic e mare vedetă, nu? Asta spun. Trebuie să aibă Dinamo, sau de fapt Burcă, că acum este Burcă, trebuie să aibă puțin și răutatea aia. Să pună puțin disciplina mai mare pe ei. Da. Gianni, te-ai duce la Dinamo, conducător, dacă te-ar oferta în situația domne, asta? Domne, hai să spun, întrebarea asta mi-au pus-o toți, mă întreabă toată lumea, încă nu m-a întrebat nimeni și nici nu cred că o să mă întrebe cei de la Dinamo dacă vreau să vin. Nu știu în ce funcție, pentru că sunt genul de fotbalist și de om care spun lucruri pe nume și în față. Da, și director sportiv, foarte simplu. Cum? Nu știu dacă director sportiv, nu contează. Indiferent ce ar fi, le spun pe față și le e cam frică de oameni, de genul cu personalitate. Aha. Dar trebuiesc oameni cu personalitate în acest club. Bun, și te întreb, te-ai duce dacă ai primit ofertă? Depinde de ofertă, depinde de postul pe care... Gianni, o să primești ofertă de la Dinamo așa cum o să primești eu de la Petrol. Exact. Stai liniștit că nu te sună nimeni. Stai acolo, Gianni, unde ești. Gianni, n-avem nicio șansă. Stai la Fanatic. Stai liniștit la Fanatic, Gianni. Cine și-ar dori doi ca noi, care să le spună în față că sunt fraieri și proști, că au adus jucători proști. Bă, nu mai luați pagă de la nu mai da de impresarul la un comision că e slab, nu mai face aia. Păi nu, frate, nu merg. Noi ia zi, Gianni. Stăm la Fanatic aici, unde ne lasă Horia să spunem ce vrem. Fii atent, măcar la Fanatic suntem titulari. Așa spunem, da, așa. A, uite, n-ai fost, nu știu dacă ai văzut la început, am fost la cursurile pro, mă, și Hagi, care a spus când a omilit Gigi Becali și s-a băgat peste el după ce el a calificat echipa în Champions League în grupe, a intrat în vestiar și a spus așa, plec când dau demisia pentru că vrea patronul să fac ceva, să bag pe unul, să... Și le-a spus, băi băieți, vă spun ceva, nimeni să nu vă ia din personalitate, să nu vă depersonalizeze. Deci rămâneți cu coloana vertebrală, rămâneți în picioare. Să bă, nu orice, numai personalitatea numai să nu voia. Să nu stați în genunchi în fața nimănui. Asta le-a spus Gică. Și a ieșit după din vestiar și uite ce a făcut. A câștigat două campionate cu o echipă cu buget 25% față de cât a avut pe CSB-ul, care n-a câștigat nimic 8 ani. Păi despre asta este vorba, că tu dacă te duci într-un club Vivi sau eu, la noi vorbesc performanțele, da? Atunci oamenii aia care sunt fără performanțele pe care noi le avem și venim și am pus suflet, ei se simt inferiori. Ei n-o văd ca pe un ajutor. Eu vin ca pe un ajutor. Ei ori o văd, a, păi vine să-mi ia locul. A, păi are personalitate, păi ce să-i facem lui ăsta? Și atunci, din start, îi pleacă greșit cu premiza asta. Da, dar te simt că te-ai duce să ajuți așa, sentimental. Sentimental m-aș duce pentru că și Nea Mircea Rendi m-a chemat odată la Săptica să vorbesc cu băieții când erau căzuți și oricum n-aveam cu cine să vorbesc, că au căzut de tot și știam că o să... Bine, Gianni, mersi mult, mulțumim. Gianni Chiriță, unicul Gianni, ca să zic așa, original. Mulțumim mult de tot. Mulțumim. Băi, dar un big win nu mai luăm și noi? Da, mesajul lui e foarte clar.
De ce mai stă burca acolo? Păi de ce? Asta a spus de 20 de minute de când a vorbit. Ce da, cu burca clar, acolo? Clar, clar. Adică l-am pușcat cu delicatețe. L-am pușcat cu delicatețe. Da, da, da. L-a ciuruit cu delicatețe. L-a ciuruit, exact. Dar cine e acel antrenor ca Dorinel Munteanu? Da. Poate asta chiar Dorinel. Băi, pe Dorinel a zis Mititelu că îl vrea. Pe Dorinel acum înțeleg că și la Dinamo. Nu e prima discuție pe care o aud de la Gianni. Deci s-a mai vorbit. Au meci azi. Deci Dorinel azi are meci cu Dinamo. Da. Da, da. Sunt multe meciuri interesante. Sunt multe meciuri interesante. Da. L-avem la telefon pe președintele lui FC Bihor, pe domnul Tătar. Bună ziua, domnul Tătar. Bună ziua, bună ziua. Vroiam doar să știți că v-am sunat doar să vă felicit atâta pentru ce am văzut la meciul de cupă de la Oradea cu FCSB-ul. Credeți-mă, în viața mea eu n-am văzut în România asemenea entuziasm. Dar ce s-a întâmplat? Le-ați dat ceva la oameni? Se dădeau ceva? A fost un cadou sau a fost ceva gratuit? Tombolă. Nu, vă dați seama că la noi fotbalul e foarte iubit aici în Oradea și aici în județul Bihor. Doar că de 20 de ani nu a mai fost fotbal. Uh-huh. Și acum s-a creat o emulație foarte, foarte mare. Am avut 12.000 de oameni pe stadion. A fost o sărbătoare. Nu, noi vedem imaginile, pozele. Da. Domnul Tătar, sunt impresionat. Deci, cum să spun, șiruri întregi, corteuri de fane lui Oradea. Deci, ca la marile meciuri. Eu n-am mai văzut așa ceva în România. Ce am văzut în seara asta de cupă? Seara de la voi, de la Oradea, jur. Da. S-a creat o emulație. A fost ca un festival așa, la noi de 20 de ani n-am mai fost stadionul ăsta de plin. Da, de 20 de ani. Și aveți gânduri serioase? Noi ne dorim anul acesta să promovăm în Liga 2. Da. Iar pe partea, să zic așa, de infrastructură, sperăm ca primăria vrea să facă un stadion nou. Și se lucrează la o bază de antrenamente cu teren mare, cu teren sintetic, vestiare, locuri de cazare pentru copii și juniori. Cât va avea stadionul nou? 16.000 de locuri. Păi nu va ajunge. Nu puteți vorbi cu primăria să facă un 20.000 măcar? Acum deja, din câte știu eu, deja și de la primărie cu proiectul pe la București sunt deja finalizate toate actele. Am înțeles. E bun și asta de 16.000. Deci, în cât timp o să aveți realist stadionul? Gata. Realist, eu nu cred că mai repede de 3 ani. Uh-huh. Anul viitor să intrăm în a doua divizie, să rămânem în a doua divizie, să găsim niște sponsori poate mai mari care să vină alături de noi. Și acum, perioada asta, au venit foarte mulți sponsori, dar ar trebui un sponsor mai mare, mai serios și da. Noi încercăm să facem lucrurile aici cât de bine le putem face. Cât aveți în Liga 3-a, domnul Tătar, bugetul PAN? Cât e bugetul în Liga 3-a? Undeva la 800.000 de euro anul acesta. 800.000 de euro și vreți... Tot ce înseamnă și copii și juniori, taxe, impozite. Sunteți echipa primăriei sau sunteți privați? Nu, suntem echipa primăria și Consiliul Județean. Deci sunteți ca acestea, stau ajuns în Liga 2 și o să rămâneți acolo dacă nu vă schimbați forma de organizare. Da, 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 exact. Păi da. Nu, dacă ei promovează, probabil că nu vor avea drept imediat să promoveze în prima ligă. Trebuie dacă să schimbe forma de organizare. Nu? Domnul Tătar, sunteți precum CSEA-ul ca și formă legală, nu? De organizare. Da, sigur. Bine, nu depind de ministru. Dar asta și ziceam, că avem nevoie de sponsor mare, că dacă intrăm anul viitor nu o să putem intra imediat în Liga 1 și atunci pregătim așa, cum să zic, treptat ca să putem intra și deci, Liga 1. Deci practic când e gata stadionul ăsta nou de 16.000 de locuri să ne dorim. Și voi să intrați atunci în Liga 1 să-l inaugurați, cum să zice, nu? Exact. Adică da. Să jucați în Liga 1 pe nou stadion, nu? Asta pe nou stadion. Asta e strategia, nu? Da, exact. Spuneți-mi un lucru, câți abonați aveți? Avem undeva la 7.000 de abonați, 7.800 și... 6.000 de abonați la Liga 3, nici în Anglia nu sunt ăștia. Păi au vândut acum. Le-au vândut, da, că au meciurile astea cu Steaua și cu Dinamo. Meciurile cu, da. Nu contează, câți abonați aveți?
Avem 6.890. Nu există așa ceva. Crede-mă, este nici incredibil. Adică abonați care trec meciurile astea cu Steaua, cu Dinamo. Iar abonamentul? După aia jucați cu Cil Sighet, cu Olimpia Satu Mare, pardon că e Gardoș aici, cu ăștia pe acolo, cu echipe Lotus, Băile, Felix, cine mai e pe acolo? Cu asta jucați. Nu, da, suntem în seria 8 acum, suntem spre Arad și Timișoara, bine, sigur, la meciul din campionat. Nu vine așa de mult. Chișineu, Criș și cine mai fi pe acolo, cu alea jucați. Da, da. Deci în campionat nu vin așa de mulți oameni, dar de-aia și încercat campania asta de abonamente ca să îi atragem să vină la stadion, având abonament, să vină și la meciurile din campionat. Dar nu poți să cred, aveți 6.800 de abonamente la Liga 3-a? Și pentru la 1.300. Da, acum, dar domnul Ivanovici, acum 100 de lei a fost abonamentul. Noi așa am început, așa am stabilit la începutul anului, cu 100 de lei poți să intri și la meciurile din cupă și la meciurile din campionat. Nu, spuneți-ne altfel, domn Tătar. Câte abonamente ați avut până la această tragere la sorți din cupă? Că deja trecuseră 3-4 etape, 5 la Liga. Trecuseră 3 etape. Am avut câteva sute numai, da. Păi, da. Nu deci contează. Asta va... Bravo, vă dar tot e, pentru e remarcabil. Bravo. E remarcabil. Uite, bravo. Vivi Răchită spune că au 1300. CSEA Steaua se uită cu invidie când aude că au 6800 de abonamente. E pe loc de play-off în momentul ăsta, da. E pe locul 6. Nu, dar CSEA-ul care se umflă cu... Doamne, umple în Ghencea. Știi cum se uită la emisiune acum? Cum ăștia din Liga 3 au 6.800 de abonamente, deci, și noi de-abia strângem la un meci de cupă cu Cluj oficial 1.700 de suporte? FCSB și Rapid cred că au mai multe în momentul ăsta. Da. Spuneți-mi, spuneți-mi Oradenii sunt steliști de a venit așa multă lume? Da, Oradenii acum sigur pentru, cred că în proporție de 67% da, sunt cu FCSB, iar ceilalți cu Dinamo. Cam, cred că asta e proporția așa, nu? Am înțeles, deci sunt steriși. Ce m-am uitat lume multă, pe dumneavoastră ce v-a emoționat? Lăsând la o parte lumea, ați văzut scene mai deosebite? Ce v-a emoționat la meciul ăsta cu FCSB-ul? Printre cele mai emoționante momente a fost când cu domnul Ienei, a fost un moment foarte emoționant. Da. Și nu, a fost într-adevăr acum să fie așa un stadion plin, a fost un pic compleșitor pentru noi. Uh-huh. Totuși, suntem o echipă de Liga 3 în momentul de față. Și ce faceau? Copiii s-au dus la jucătorii FCSB-ului, nu? Cum a fost? Adică, cred că a fost... După meci, da. Cum a fost după meci? Povestiți-ne așa, într-un minut, așa. A fost nebunie. Acum copiii toți vreau să meargă să le iau autografe. Uh-huh. Ce să zic? Părinții aruncau peste gar pe copii ca să... A fost un pic de nebunie la finalul meciului. Deci sunteți FCSB-iști, ca să zic așa, da? Ce de la Oradea, acum. Da, normal, am înțeles. Bravo! Aveți șanse de promovare? Sau suntem locul acum în seria. Știu, deci dacă nu promovați, e eșec, înțeleg, dacă nu promovați, a? Da. Trebuie să câștigați și un baraj după ce vă câștigați seria. Jucați cu seria cealaltă. Da, deci vreți locul 2, deci, 2 baraje. Obiectivul Musa e promovarea în Liga 2, da? Da. Bine, domnul Tătar, felicitări și felicitări pentru strategia de marketing care ați gândit-o în jurul acestor meciuri de cupă. Iacătă, ați bătut toate recordurile în fotbalul românesc, cel puțin. Felicitări. Da, vă mulțumesc. Și să faceți echipă ca lumea acolo. Doamne ajută. Da, te rog, Florin Gardoș vrea să vă zică ceva. Da. Vă salut, bună ziua. Bună ziua. O întrebare, că am văzut ceva în mediul online. La stadion aveți vreo, nu știu, vreo lojă sau vreo zonă oficială? Că știu că o parte mi se pare că e în renovare, nu? Sau nu se mai stă? Da, avem, da, o parte este o tribună dezafectată, da, care unde nu se poate sta. Nu înțeles. Și aveți vreo tribună oficială, ceva? Vă întreb că am văzut o discuție. Că vreau și eu să vin, zice Gardoș. Nu. Am văzut o discuție vis-a-vis de domnul Ienei, care a stat într-o zonă cu foarte mulți oameni. Și... Nu putea urca scările. De ce a stat înghesuit domnul Ienei? Nu. Nu putea să stea. Tribuna oficială e sus. Nu putea să urce până la tribuna oficială, măcar o avem, e sus. Domnul Ienei a stat la meci între... Am vorbit cu observatorul și l-au lăsat să stea între băncile de rezervă. Am înțeles. Era bine să o lămurim, că în momentul când a intrat pe stadion, având problemele de sănătate care le are, împreună cu nora lui și cu nepoata lui cu care a venit, a stat puțin jos ca să nu tot îl plimbăm. Până a mers ca să discutăm cu observatorul încă o dată, să ne asigurăm că poate să stea acolo. Îl văd acum în imagini și pe... Neaioșca Vigu, pe fostul internațional Iosif Vigu. Da, am venit și el de la Satu Mare.
Da, am înțeles. Deci n-a fost vreo chestie de lipsă de respect pentru Enei, cum s-a speculat pe unele. Nu, dar și tot parcursul eu am fost alături de el. Acum, sigur că eu ne fiind cunoscut în poze pe mine, nu știu să zic, cei de la Steaua când au mers la el, să Meme Stoica, nu știu, pe care l-ați cunoscut, dar era, acolo eram și eu, adică eram reprezentantul clubului, eram lângă el, doar că, na. Domnul Tătar, în mai 1990 ce făceați? Aveam 6 ani. Înseamnă că ați fost pe stadion, că eu am jucat la FC Bihor cu Steaua 1-2 și jucam la Steaua. N-am fost, nu. Neimi s-a bucurat că l-ați invitat? Cum a fost, Neimi? Da, s-a bucurat acum, s-a bucurat că a fost atâta lume și na, s-a bucurat. Acum dânsul e cu probleme de sănătate, destul de, na, de mari, dar noi ne-am bucurat foarte mult că a putut să vină. Noi l-am invitat și pe Mihai Neșu. Din păcate, Mihai mi-a spus că programul de odihnă nu-i permite la ora aceea să vină, dar o să vină alături de noi la un meci, poate din campionat, când unde avem mai... Acum o să avem la ora 3 în locul. Păcat! Chiar a pierdut Mihai Țăneșu. A pierdut. Da, a fost la cei de la FCSB, că am văzut poze cu o zi. Bine, mai... mulțumim. Stai, mult! Eu mai vreau să-l mai întreb ceva pentru Tătar. E posibil ca UTA, în situația în care începe totuși lucrările, că nici acolo nu se știe ce e clar, s-a luat legătura să joace pe această nocturnă la dumneavoastră, la Oradea? Da, da, deja... E o informație pe care o aveam, dar nu știu dacă se apucă ei. Așa, vă rog, deci va juca UTA la voi? Stadionul este la Clubul Sportiv, nu este la noi, la FC Bihor. Și cu cei de la Clubul Sportiv Municipal au deja luat contact cu cei de la UTA și s-au pus de principiu de acord să se joace la noi. În perioada următoare cred că urmează să facă contractul, actele. Da, deci UTA va juca la Oradea niște meciuri de Superliga. Și nocturna aia rămâne pe loc, că altfel nu poate. Rămâne pe loc, da. Normal. Da, da. Bine, mulțumesc, mulțumesc mult. O zi bună, domnul Tătar. Și eu vă mulțumesc. La revedere, o zi bună. Bun, am vorbit de FCSB. FCSB-ul joacă luni seară cu Ucluș contra lui Chipciu, ca să râdem puțin. Haideți să vedem tactica pe care deja Gigi Becali a pregătit-o pentru partida cu Ucluș. Wow. Gigi Becali o să explice unde vor juca Octavian Popescu și Florinel Coman în direct aici, în exclusivitate la Fanatic. Da, întrebare acum. Ce faceți Florinel Tavi? Că și Tavi a jucat excelent stânga. Asta e marea întrebare. Asta e cea mai mare întrebare care se va răspunde în meciul cu Universitatea Cluj. A, gata, știu. Tavi pe stânga și Florinel vârf. Vezi? Așa va fi. Am înțeles, e clar. Să vedem dacă funcționează. Deci acum să bă, Horia, spun un lucru. Toți jucătorii noștri, în afară de exemplu Coman sau Olaru, trebuie să înțeleagă că în afară de ăștia doi, Coman și Olaru, da, care sunt intangibili, Coman cu Olaru, care nu te poți atinge de ei. Ei și șut, trebuie și să șut, se și șut, domnul Becali, cum? Și șut, da, și șut, deci ăștia trei. Da. Șut, Olaru și Coman, ăștia sunt trei care sunt fixi. În rest, toți ceilalți sunt 5 schimbări, ne folosim de toți jucătorii. Companiu, și trebuie obligatoriu să joace Companiu, că toată mă, că intră la pauză, minutul... Că scrie bunicul, dacă nu joacă Companiu. Dar nu tata, dacă Companiu, de exemplu, intră în minutul 60, ca să țină adversarii sus acolo după cei 2-0. Mm-hmm. Clar e treaba. Păi toți jucătorii trebuie să joace. Nu? Ce, Ovidiu Popescu? Lasă tata că intră pe urmă. Sau Djokovic intră pe urmă. Care e treaba? Când avem nevoie, trebuie să joace aia. Nu, tata, nu. Mm-hmm. Nu, așa e. Așa e. Noi trebuie să facem echipa în așa fel încât arbitru să nu poată să influențeze. Uh-huh. Adică, bă, tu mi-anulezi mie, îmi dai bine la mișto 11 metri, las că îți dau un gol în plus. Da, adică să jucați împotriva tuturor. Da, împotriva tuturor, așa trebuie. Nu? Asta e, nu? Toate, numai așa. Da, bun, deci o să vedem un atac inedit, Florinel Coman vârf fals, nu? Sau, nu? Vârf, da, mă rog, da, vârf, dar nu știu dacă, da, vârf, și Tavi pe stânga, că joacă Tavi, e în formă Tavi și vrea să-l vadă, Gigi la emisiune la noi. Da, și vrea să-l vadă Gigi în formă și să-l și vândă pe Tavi pe vreo 10-15 milioane, și hai să vedem ce se întâmplă și cu noul favorit
a lui Gigi Becali, cu Lixandru, că e mare bătălie acolo la Inter. Îl avem pe Lixandru, e Ovidiu, e Djokovic, e bătălie mare. Hai să vedem ce a hotărât Gigi Becali și în ceea ce privește acel post. Declarații tot exclusive la Fanatic. Da, nu, discursul e corect. E vorba aia de la bătrâni care zice așa: ochiul stăpânului îngrașă vita tot timpul. Bravo, asta este proverbul. Șut, de exemplu, când l-am băgat eu acum 2-3 ani să joace și când am simțit eu, am zis șut, șut, șut. Ei spuneau, tot se dădeau coturi, ce facem, ce facem? După care, după 3-4 meciuri, au zis, băi, ce înseamnă stăpânul? Cum poate stăpânul să cunoască mai repede? Că l-ați văzut și pe Daua? Păi așa și l-am văzut la pat și pe Daua și l-am ținut. Că mi-a zis, bă, ăsta trei, are putere, are forță, viteză. Cum? Că toată lumea vă zicea să iasă. Și noi în studio l-am făcut varză pe Daua anul trecut. Varză. Păi și acum spune eu ăsta la altul, cum îl cheamă Aristidis, sau cum îl cheamă... cum îl cheamă, mă, mijlocașul care a jucat fundaș central. Lixandru. Da. Ia să vedeți voi Lixandru acum. Că după Lixandru tot așa l-am văzut eu în meci și am zis, bă, ăsta trebuie să fie fotbalist, trebuie să joace. Și acum să vedem că e posibil acolo unul din Inter să fie Lixandru, fiindcă e și jucător tânăr. Deci, acum e marea întrebare. Djokovic, Ovidiu Popescu sau Lixandru? Trei pe un Inter dreapta sau stânga. Da. E bătaie pe postul ăla. Da, eu cred că o să mergeți cum vă știu, o să mergeți pe mâna lui Lixandru, cred că. Păi eu așa cred și eu. Păi știți bine de ce, știți cum gândiți. Banii crește, puteți păi să... Păi banul, vezi. Pentru că să spun care-i treaba. Ovidiu Popescu e foarte bun, e agresiv, face pressing sus, numai că el, Ovidiu Popescu, la un moment dat, după ce el vede că joacă bine, 50-60 de minute, își ia lumea în cap. Și nu mai stă smerit să joace... Da, l-am văzut, încearcă el execuții și nu le are cu Barza. Încearcă el exterioare, călcuie, bă, ești nebun? Tu nu poți face aia, joacă, fii smerit, joacă până la final, că altfel te schimbi, că tu faci o tâmpenie la mijlocul tău, îmi pierdem meciul. În rest, foarte bun jucător, să știi. Da, l-am văzut și eu, își are prea multă încredere, are exces de încredere la un moment dat. Păi nu, la început n-are, joacă cu da, tare. Da, și după aia, cum a zis, după da, aia când vede el că i-a ieșit, lui pasă un doi, e Messi, e Messi, se crede Messi. Da, l-am văzut, da, așa e. Stai, mă, smerit pe locul tău, mă, și vei fi fotbalism, mă. Da. Am revenit gata, în tactica, da, e făcută, da, gata. Am revenit în direct la Fanatic Superliga. În vreo 15-20 de minute vine și Super Gigi în formă maximă, ban pe jos, așa tot îmi scrie. Haide să le dau la oameni, la cei care pariază la Superbet, să dea lovitura, ban pe jos în weekend, să dea lovitura la Superbet, și că e pregătit cu niște ponturi Super Gigi și că n-ați mai văzut niciodată. Și că doar faceți un bilet cu ochii închiși și gata, v-ați îmbogățit. Ai înțeles? Super Gigi, care administrează platforma Florin, de peste un milion de oameni alu Superbet, Super Social, peste un milion, comunitate de peste un milion de fani. Înțelegi? Îi cunoaște, bătăși. Bun, Gabi, ești în direct. Te salut Horia, vă salut pe te toți. Te salut, Gabi, stai respect. Puțin înainte, apropo de suporteri, ne-am uitat pe LPF, pe site-ul Ligii Profesioniste de Fotbal, până acum media numărului de spectatori la meciurile de Superliga și avem așa, 1 FCSB 17.303, da? Da? Apropo de cei 1.700 care au fost la meciul de cupă de la CSA. Deci FCSB, sau apropo de cele 6.700 de abonamente de la Liga 3-a. La FC Bihor, până da. Până și aia de la Liga 3-a de 5, de 4 ori mai tare decât CSA-ul, da? Bă, Liga 3-a, băi Vivi, Liga 3-a, da? Așa. Și fiți atenți că e interesant topul. Așa, dacă l-avem, puneți-l și pe ecran, dacă putem, dacă nu, vi-l citesc eu. Deci, medie până acum, numărul de spectatori în meciurile de Superliga, în campionatul ăsta, bineînțeles. FCSB, 17.303, locul 1. Rapid, 12.062, locul 2. Atâta e stadionul. Da, exact. CS Universitatea Craiova, 11.315. Pe locul 4, atenție, UTA, 9.700. Da? Oțelul Galați, pe locul 5. Da, cu 9.223, da, Ucluj locul 6. Că a avut derbiul acasă. Da, mă rog, Petrolul locul 7, tată, stați bine? Mă așteptam mai sus. Da?
Asta e. Stai că o să vină pe CSB etapa. CSB Rapid. Va fura Gino, va tăia Gino, mai înțeles, da? Păi, dar n-a venit. Așa? CFR-ul, campioana ultimilor ani, da, CFR-ul de-abia locul 12 cu 4.800 de spectatori, Farul, campioana în titră, doar medie de 3.531 că joacă la Ovidiu. Da, așa. Și pe ultimile două locuri, FC Voluntari, 2153, și Voluntariu are mai mulți oameni decât CSE. Bă, și Voluntariu are mai mulți oameni decât CSE Steaua. Ca medie, mai înțeles? Și exact, are și dreptate, Vivi. Și le-a ameliorat, a fost prin stadion. Bă, nu mai contează. Da. Au mai mulți decât Steaua. În Ghencea, da? Cu 2153 vs Steaua în Ghencea. Bă, e meci important cu Cluj, nu? Că tu te bazi la cupă, nu? Dacă n-ai altă șansă, că tu n-ai drept de promovare. Dar unde joacă? Joacă pe Național Arena cu Cluj. Pe CSB-ul, nu? CSB. Nu, eu vorbeam de Ghencea acum. Nu, de Ghencea. Da. Meci important, că tu, CSA, dacă n-ai drept de promovare, te lupți în cupă, nu? Să prinzi cupele categoric, europene. Categoric. Da, și până și Voluntarii a bătut. Prinzi cupele europene, cu tancul, cu da. Ce? Cu marmita. Voluntarii a bătut, are medie 2153 și ultimul loc, Răzești și lui Iftime, doar 1660. Se medie, umple când bine, joacă nici acum joacă cu... Se, dacă joacă cu FCSB, se umple. Mă așteptam la mai mult, locuri. Vivi și Florin la Iași. Medie doar de 5800, mă așteptam la mai mult. E și arată rău de tot stadionul. Da, probleme mari. Da, da. Iar mă auzi, vine armata cu 1670 de oameni la meciul cu Cluj, primul din cupă, în care trebuia să ai minimum 10.000 de oameni, nu trebuia să stai la discuții. Mai înțeles? Și nu, domne, interzis să vorbim, să comentăm despre fotbal și despre orice la CSA. Auzi, nu ne dă voie domn comandant, nu ne dă voie. Te-ai apus la ora 4 în timpul săptămânii, o să vină și cu Da, Gabi, te ascultăm, ești în direct, te rog. Horia, 49% din țara asta țin cu FCSB și ai zis 17.000 FCSB, 1.700 diferența se face simplu. Media ce, la CSA sezonul ăsta, 1.434 de spectatori. Deci dacă la Voluntari, unde nu e cineva în tribună, sunt mai mulți, asta e chiar ca o glumă, știi, ca în banc. Dacă la Voluntari sunt mai mulți, e clar. Și mai provocat ceea ce ai zis astăzi, m-a uns pe suflet de 4 ani, spune exact ce ai zis astăzi, că au dat-o din lac în puț, își bat joc până și de-ai lor, Horia, pentru că le-au pus primă de promovare, îți dai seama, tot ca într-un banc cu proști, le-au pus primă de promovare. Care promovare? Păi nu, le-au pus primă, nu spunea Daniel Oprița că au avut primă, i-a convins pe jucători să vină pentru că au primă de promovare în condiții în care știau că nu vor promova. Este ceva, nu, dar și anul ăsta au prima de promovare? Acum nu cred că au mai îndrăznit să facă asta, că n-ar fi semnat cât cineva. Cât au avut prima de promovare, Gabi? Poftim? Prima, cât or fi? Vreo 10.000 de euro, cred că au avut. Nu știu, Daniel Oprița ar fi meritat-o. De două ori a fost pe loc de promovare, băiatul. Da, Gabi. Da, sunt multe de zis, Hoia, asta e. O altă știre de astăzi, din această dimineață, Galatasaray, a apărut informație pe CNN din Turcia despre faptul că Gigi Becali a reclamat Galata și cere 1 milion. A apărut și contractul, există probă din care reiese, uite, Adi Barna o să coboare exact pe documentul postat de CNN Turcia, din care reiese că într-adevăr Becali trebuie să ceară 1 milion de euro în cazul în care Moruțan ajunge în Champions League. Aici sunt mai multe discuții, una este importantă. El a semnat pe data de 20 august cu Ankara Gücü, iar Galatasaray a ajuns în grupe pe 29 august, 9 zile mai târziu. Turcii îl acuză, nu o să vină să credeți, pe Becali că l-ar fi sunat pe Moruțan să nu cumva să semneze până pe 29 plecarea la Ankara Gücü, pentru că ratează cei 10% din înțelegere. Un milion sunt bani. Și Galata se apără spunând că pe 20 a semnat cu Ankara și pe 29 au prins Champions League. Acum se așteaptă dacă așa scrie la contract, bravo lui Gigi dacă a fost deștept. Dacă l-a sunat și a zis să nu semneze, scrie la contract, Gabi. Exact, scrie dați-i un banii de lui Gigi League, atunci, da? 300... Dați-i banii să mai cumpere un jucător bun pentru Superliga. Hai, las, că au turcii bani. Na, atenție însă că Gigi Becali, îl știm, este isteț, este sclipitor, numai că e de văzut dacă nu cumva și Cimbombom a gândit, pentru că dacă l-au scos de pe listă repede, de pe lista Champions League, atunci Galata va câștiga acest proces la FIFA. Să vedem, e de urmărit.
e și un titlu dur, fă-te bine curând Becali, scrie un editorialist din Turcia. Deci știre tot de ultimă oră. Da, pe urmă, nu mai poate Gigi, banii-s la Gigi, aia cu scrisul și banii, și Gigi cu milionul în cont. Da. Să sperăm, pentru că dacă au prins Champions League, au de unde să dea. Lasă-mă să ne dea bani aici, să mai auzi, destul le-am dat, am fost pașalâc și le-am dat, cum îi zice, bir, le-am dat bir. Să mai dea, să mai fie și invers banii, să vină banii de la turci în țara, în țărișoara românească. Să vină banii la băieți, cum da. Se strigă în vestiar. Turcu plătește, ia zi Gabi. Da, mai avem repede niște știri de azi noapte sau de aseară. Radu Drăgușin, impresionant. Meci perfect, Genoa-Roma 4-1. Drăgușin a jucat tot meciul, a anihilat pe Lukaku și a primit nota 7. Numai Gudmundsson a avut mai mult. Argumentul presei italiene, am tradus, adevărat stâlpa la apărării, a cedat puțin sau nimic unuia precum Lukaku. A fost coautor și la golul 3. De asemenea, prestigiosul cotidian Roz l-a pus pe Drăgușin în titlu. De nedepășit, scrie Gazeta dello Sport, care a dat nota 7 în titlu, apare internațional român. Da, avem și reacții din partea lui Mourinho, dar nu despre Drăgușin. Mourinho a spus că a luat gol la fiecare șut pe poartă, că e mare ghinion. Îl curăță jucătorii, Gabi, pe Mourinho, crede-mă, la cum a început campionatul. Da, bă, duc cu 7-0 acum. Da, o să vedeți. Eu vă spun că nu-l prinde paltonul pe Mourinho. Mai vorbim. Eu sunt la Roma Mourinho. E cald, nu-ți trebuie paltonul. Da, în fine. În da. Decembrie. Ia uite, ouăleu, mamă, ia uite. Mamă, curios, mamă, da. A avut 48 de ore în plus să se odihnească Genoa, a explicat Mourinho, și că la 2-1 Lukaku a marcat dintr-un offside din limetul. De alea a dat 4 că a avut 48 de ore. Da, 48 de ore cu 4, păi da. De 25 de ani câștigă trofee cu toată lumea și voi îl beșteliți. Care nu câștigă trofee? Ce trofee a câștigat în Italia? Păi da, bă, a luat titlul în Italia? Nu, cupa, nu, iubitule. Când nu, dacă lua titlul în Italia, ziceam jos pălăria. Da, a luat Roma de 40 de ani titlul păi în Italia? Păi și atunci ce l-umfli a atâta? A luat Roma? Ai mă, fiste, n-a mai câștigat ceva ca lumea Mourinho de când erau Conference copii. League, de când erau, de când s-au născut gemenii mei, adică acum 10 ani. Să-ți Ziga, trească. Te rog, să-ți trească. Sunt convins că prietenul nostru a fost în PR-ul lui Mourinho aseară. Asta a spus și Mourinho, a spus că vorbiți de mine că am cel mai prost sezon din istoria mea, dar nu uitați că recent am avut două finale cu AS Roma. Da. Așa e. Pierdute. Da. Una, aia cea mai importantă. A spus că el este Mario Balotelli, l-a făcut și el praf, a spus că trebuie să-și asume până la urmă greșelile și a mai zis că din echipa Romei numai Lukaku ar fi putut să prindă loc la Juventus. Dejan Sorescu a dat și el un gol, echipa a pierdut, Racovița a intrat la pauză, iată declarația lui Balotelli, numai Lukaku ar fi putut să-și joace la Juventus, asta i-a înfuriat și mai tare pe cei de la Roma, care îl contestă într-adevăr pe formuri, pe Mourinho, cap de linie, trebuie să plece, au zis. Îl contestă și îl plătesc. Da. Am oferit aceste informații despre Sorescu, gol și despre Drăgușin, pentru că ne așteaptă dubla cu Belarus și Andorra. Ne bucurăm și că Yannis Hagi a primit 2 stele în ziarul Marca, a avut o evoluție bună, a fost blocat in extremis la marginea careului mic, a avut o lovitură de cap din apropiere, portarul a făcut minuni, după cum scriu spaniolii, iar la lovitură liberă la 25 de metri care se ducea direct sub bară, portarul de asemenea a intervenit miraculos. Astă seară avem și un meci interesant. Horia, ne uităm pe Prima Sport, cred că Prima Sport 1, Reghe Camp contra lui Cristiano Ronaldo la ora 18. Da, interesant. Unde e meciul? Prima Sport transmite campionatul din Arabia Saudită. Da. Campionat transmis de 10 de televiziuni din Europa și din lume. Presa din Italia l-a considerat pe Daniel Boloca protagonistul victoriei lui Sassuolo la Inter. A fost și solicitat la interviu la postul DSN. Boloca a spus că e un vis să joace la Sassuolo și un alt vis a lui a fost să joace pe San Siro. A explicat și ce îi cere antrenorul, să aibă curaj, personalitate, să se informeze mereu înainte și să joace simplu. A vorbit și pe Rai Sport. A zis că pe Inter și Juve le poți bate numai cu mentalitate. În fotbal asta face diferența. Ajungem la o știre extrem de interesantă. Războiul de la granița de est a României, din păcate, nu se mai termină. Prin intermediul UEFA, el s-a extins. Ceferin a decis să reprimească echipele de juniori ale Rusiei în competiții, numai că imediat au apărut reacții alarmante. 8 federații protestează.
în afara Ucrainei, Suedia, Finlanda, Norvegia, Feroe, Danemarca, Islanda și Polonia. Și atenție, aseară, britanicii de la Sky au dat detalii de la ședința de marți din Cipru și aflăm despre Răzvan Burleanu. 3 din 5 vicepreședinți au fost împotriva deciziei. Englezii scriu că Răzvan Burleanu a profitat de statutul său și chiar a luat cuvântul în acea ședință. Discursul lui Răzvan Burleanu a fost împotriva echipelor din Rusia, numai că votul lui Răzvan Burleanu nu apare într-un fel, poate s-a abținut, scriu englezii. În favoarea deci, Rusiei, e interesant asta. Deci Burleanu a fost împotriva acceptării echipelor rusești? Da, a avut și un discurs în acest interesant. Sens. Da, a avut un discurs împotriva, scriu britanicii de la Sky. Mergem pe mâna lor, au avut o deci împotriva, împotriva acceptării da. Echipelor rusești. De 17 exact, ani. A fost chiar putem traduce așa ca titlu, a fost împotriva lui Ceferin, dacă extindem da. Un pic, pentru că Ceferin a propus asta. În favoarea Rusiei a votat suedezul Carl Nilsson, culmea, împotriva voinței Federației Suedeze, și a votat și italianul Gabriele Garvina în favoarea Rusiei. Iar în această dimineață în Bild apare o declarație în care Rummenigge spune că acei copii sunt nevinovați categoric. Și vrea ca Rusia să revină în competiție, o spune Karl-Heinz Rummenigge. Corect, are dreptate. Da. FC Barcelona a corupt arbitrii timp de 17 ani, Alin Buzărin. Ei, de 200, sigur. Mă auzi, Gabi, nu e o știre asta. Păi nu, aici e ca la Buzatul, nu ca la șpagă. Da, da, da. L-a prins ca luat. Da. Acum i-a prins. FC Barcelona a corupt arbitrii 17 ani, concluzia anchetei în cazul Negreiro, la cele 7 milioane și jumătate de euro plătiți de Barcelona pentru fostul vicepreședinte al arbitrilor, timp de 17 ani constituie o infracțiune. Clubul catalan e acuzat de corupție. Au fost acuzați președinții Bartolomeu și Rosel, Negreira și fiul lui. Judecătorul a făcut aceste acuzații și explică că nu s-a folosit o metodă de plată tradițională, ci o corupție sistematică ilegală. Ăștia acum trebuie retrogradați în Liga 4 Barcelona. Subiect închis, nu, Liga 4. Nu, Florida, nu lasă intra a treia, să intre mai repede că slăbește Realul. Nu, eu sunt madrilen, așa. Păi și eu sunt. Nu are legătură, nu are legătură. Madrid. Și dacă era Realul, la fel spune. N-are nicio legătură. Absolut. Liga 4 direct. Da, Liga 4, dacă există dreptate, Liga 4 direct. Păi, și scoși 3 ani din toate cupele europene, din cupele europene. Dacă l-au curățat pe domn președinte cu povestea aia, nu știu cine-i mai retrogradat. M-auzi? Ba da, o să-i retrogradeze. Ăsta era de la Liga, e cu ei. Și curățați 3 ani din cupele europene minim. Gabi, hai să... Alin, nu e gata. Alin, mai avem speranțe. Ceea ce a comis Barcelona este o faptă mai gravă decât infracțiunea de corupție, spune judecătorul. Și atenție, UEFA a comunicat că nu și-a luat gândul de la o suspenda pe Barcelona, dar așteaptă cu calm încheierea anchetei și a procesului. În acest sezon, deja început, nu au ce să-i facă Barcelonei, dar riscă pedepse foarte dure. Iar presa, atenție, forțează și scrie ceva mai dur decât vorbiți voi în studio, o paște chiar falimentul pe FC Barcelona și asta o scriu presa din Madrid. Nu, presa catalană. Aulă. Presa catalană se sperie da, păi de această variantă. Te trimite în Liga 3 a 4-a. Acum, i-a terminat, i-a terminat. Da. Bun, Gabi, dacă mai ai vreo fată frumoasă, dacă nu, te salutăm. Dacă am o fată frumoasă, pot să mai dau două știri? Da, repede, dar repede, te rog, că trebuie... Repede. Arată-ntâi fata. Vă fac cunoștință cu fiica Bonei, care a avut grijă de copiii Shakirei, de Sasha și de Milan, cât a stat în casa lor din Barcelona și este cea care l-a și prins pe Gerard Piqué că o înșela pe Shakira. Ea e fiica Bonei? A, fica l-a prins Bonei. Pe Gerard Piqué că o înșela cu ea. Că cu ea o înșela, cu cine? Cu fica. Da. Și-a făcut are, selfie și-a când o înșela. Și-a deschis cont pe acel... Am înțeles. Pe acea platformă da. Vivi... Fica de la CFR Cluj? Fica de la miezul nopții. Fica, da, fica. Da, fica. Da, da. Fica, a, da. Deci fica a spus, da, domne, l-am prins pe Gerard pe Piqué că o înșela pe Shakira cu mine din toate pozițiile, recunosc. Da, n-arată rău. N-arată rău fata Bonei. E fata Bonei? Sau fata lui... Sau fata cui? E fata Bonei pe care Shakira și Piqué au avut-o acolo și știți că a apărut povestea că Shakira de fapt și-a dat m-auzi? Seama pentru că... M-auzi? Un tip fericit Piqué ăsta, m-ai înțeles? Un tip da. Care i s-au îndeplinit multe vise, din ce înțeleg, de când a luat-o, de când a luat-o pe Shakira, acum, la pachet i s-au îndeplinit multe vise. Se mai smochinise și Shakira vreo 50 de ani. Păi era normal să o prefer pe fața Bonei. Da, e normal să o prefer. Da. Da, Gabi, scurt, ultimele două știri, te rog. Ultimele două. Președintele Camerunului,
țării Camerun cere ajutorul FIFA împotriva lui Samuel Eto'o pentru că este corupt. De ce cu Rubiales ați intervenit și la noi nu? Se întreabă președintele țării Paul Baia. Îl acuză pe Samuel Eto'o că a fraudat statul spaniol cu 3,8 milioane de euro când juca la Barcelona, că la Mondialul din Qatar l-a agresat pe un jurnalist și că a cerut deschiderea unei anchete președintele Camerunului pentru că Eto'o ar fi fost înregistrat când discuta să se favorizeze o echipă condusă de un prieten de-a lui să promoveze în prima ligă. Aia e mai gravă. Aici am lăsat-o și eu la urmă, special. Și mai am o știre din nu știu pe care o să o dau mai repede, cea cu Miami. Abonații lui Inter au primit aseară formulare pentru prelungirea abonamentelor pentru 2024. Prețurile s-au dublat, chiar triplat. Dacă în acest an, pentru un abonament de două locuri la Inter Miami plăteau $6,802, în anul viitor costă $30,600, poate cel mai scump abonament din lume pentru un sezon din orice sport. Probabil aceasta e suma la CSA de nu vin abonații. Stai. Cât e anul ăsta? 30.000 pe an. Nu, anul acesta, în 2023, $6,802. Pentru două locuri sau un loc? Pentru două locuri. Iar anul de $6,800 pentru două locuri? Da. Abonament să vii cu soția sau cu cine vrei? Exact. Și cât va fi de la anul? Sau cu fica bune. Da. Sau cu fica bune. Da. Și cât va fi de la anul? La anul, ca să-și păstreze locurile, $30,600. Adică e de 4 ori, dar mai mult. Nu s-a dublat. E 7 ori 4. Păi Gabi, de la 6.000 la 30.000, le-ai avut, ai fost tare la mate și tu. Cum n-ai bine s-a dublat? Nu, am zis dublat, triplat sau așa mai departe. Am înțeles. Da, să meargă cu fica bune, da. Gabi, mulțumim frumos. Foarte interesante știri, excelente. Cred, un serios. Weekend plăcut foarte să aveți, interesant. Să sperăm că scapă băiatul, îl convinge poliția să nu se arunce ai de la de telefonul fiicei bunei, l-ai la dispoziție exact, cumva. Și l-a schimbat, l-a blocat. Nu pentru mine, îl vrea Florin Gardoș. Da. Și dacă l-aș avea, nevoie de bună, Florin, da. Și dacă l-aș avea, nu ni l-ai dat. Păi nu, dar Florin are copii mici. Chiar el angajează Bona direct. Da. Bun, mulțumesc Gabi. Mulțumesc. Meciuri interesante în etapa 11-a. Mare meci duminică între rapidiști. Hermannstadt contra Rapidului. Da? Dani Coman și Măldărășanu contra Rapidului. Hai să vedem ce a spus Dani Coman despre această partidă foarte, foarte, foarte importantă și pentru Rapida și pentru rapidiștii de la Hermannstadt. Dacă avem declarația lui Dani Coman exclusiv pentru Fanatic, haideți să o vedem. Vă rămâne visul vostru și al tău și al lui Rapidu? Suntem la Sibiu. Jucăm cu Rapidu peste 10 zile și vrem să învingem. Da, frumos! Știm cu toții ce simțim pentru Rapid. Am trăit cele mai frumoase momente din carieră la Rapid. Ia zi, sângele vișiniu nu se poate schimba. N-ai cum. Atât timp cât intri pe stadion, vezi galeria, iar eu am fost rapidist înainte cu vreo 23 de ani să ajung la Rapid. Da, și cu asta ai spus totul și despre tine și despre Mălda, nu? Eu zic că știm cu toții că ținem cu Rapid, că suntem rapidiști, dar ne facem treaba cât putem noi de bine acolo unde suntem în momentul de față. Iar în momentul de față suntem la Sibiu, ne simțim foarte bine, lumea ne apreciază și ne dorim să câștigăm chiar și cu Rapid și cu oricare altă echipă. Da, am văzut, faceți oameni fericiți, i-am văzut la stadion, stadionul plin, sibienii fericiți, le place jocul, le place cum arată echipa, Dani. Pentru noi sunt momente de satisfacție, Horia, să vezi oamenii fericiți, chiar dacă a fost 2-2. Chiar și după meciul cu Universitatea Cluj, când am egalat minutul 94, oamenii erau fericiți, oamenii apreciază. Munca oamenilor apreciază faptul că suntem o echipă care jucăm fotbal, care ne creăm ocazii de a marca. Oamenii apreciază și mai ales oamenii din fotbal. Primesc foarte multe telefoane, mesaje de la oameni din fotbal care apreciază foarte mult ceea ce am dezvoltat noi la Sibiu. Da, chiar meritați felicitări cu F mare. Mălda, cât mai are contract? Mulți ani de acum încolo.
Da? Nu, serios, oficial cât mai are? 2 ani? Cât mai are contract oficial? 2 ani, bun. Bun. Ne oprim aici, mulțumim sponsorului principal al emisiunii Superbet, că tot vorbeam, mulțumim Aqua Carpatica, sponsorul premium al emisiunii, care ne ajută să fim mereu în formă, de aproape 10 luni deja, Aqua e lângă noi și chiar suntem în formă. Revenim cu emisiunea Oameni Buni luni la ora 10.30 cu Fanaticul. Până atunci vă urez un weekend extraordinar, mulțumesc tuturor care ne-au ajutat, o zi bună și weekend cu competiții multe și cu bani pe jos numai la Superbet.